Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la Sinteza Zilei. Am trăit împreună, sper, aseară, unul dintre cele mai interesante momente pe care le-am văzut împreună la televizor. Și mărturisesc că n-am absolut niciun merit pentru asta. În timpul emisiunii de aseară, fostul procuror Eugen Iacobescu, cel care a investigat această cauză în care se dădea o mită la momentul respectiv, în 2011, de 300.000 de euro, de la Bercea Mondialu pentru fratele lui Traian Băsescu, pentru Mircea Băsescu, pentru intervenție în justiție. Domnia sa a hotărât aseară, din motive pe care nu le cunoaștem, ne-a sunat și a dorit să intre în direct. Dezvăluirile pe care le-a făcut aseară sunt absolut cutremurătoare. Astăzi am stat de vorbă cu mai multe persoane care înțeleg gravitatea unor fapte, care au noțiuni de drept serioase și spuneam că dacă un fost magistrat, un om care are în momentul acesta un mare avantaj, avantajul că încă din 2011 a vrut să devoaleze una dintre cele mai mari afaceri de corupție și nu a fost lăsat să o facă. Ei bine, omul acesta a spus aseară o serie întreagă de lucruri de o gravitate extremă. Unele dintre ele le știam, ni le imaginam, altele au fost poate peste așteptările noastre. Nu s-au dat doar 600.000 de euro. S-au dat 2 milioane, spune Eugen Iacobescu, în trei direcții. O direcție către Mircea Băsescu, o altă direcție către bătrânul de la București și cea de-a treia direcție către un grup infracțional format din trei persoane. Cuvintele, dezvăluirile, lucrurile cutremurătoare spuse de magistratul Iacobescu aseară au făcut ca astăzi cel puțin două instituții de la care aveam așteptări să se sesizeze, să se autosesizeze și să ceară anchete. Înțelegem dintr-un comunicat al parchetului general că parchetul general a întreprins un astfel de demers. Demersul de a încerca să verifice cum stau lucrurile în acest dosar. Cum a fost posibil, sper să se investigheze, cum a fost posibil ca din dosarul pe care Eugen Iacobescu l-a instrumentat în 2011, în care existau fotografii ale filajului, un serviciu secret a fotografiat momentul în care în casa lui Mircea Băsescu s-au dus bani, iar acele imagini să dispară din dosar până în momentul în care a ajuns la celălalt procuror care urma să continue ancheta. Și câte și mai câte. De asemenea, în urmă cu doar câteva minute, am primit un telefon prin care am aflat că vicepreședintele CSM, George Muscalu, a cerut inspecției judiciare să facă verificări ale tuturor aspectelor sesizate aseară de Eugen Iacobescu. În momentul de față, deci, există două instituții vitale ale statului român, parchetul general și ale justiției până la urmă, și CSM-ul, care se autosesizează. Iată comunicatul de la parchetul general și din acest comunicat, haideți să-l citim chiar pe tot. Având în vedere referirile din spațiul public cu privire la existența unor nereguri în instrumentarea de către parchetele din raza Curții de Apel Craiova, a unor dosare penale având ca obiect infracțiuni comise de numitul Sandu Angel, Biroul de Informare Publică și Relații cu Presa din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștință opiniei publice următoarele. În exercitarea atribuțiilor prevăzute de articolul 64, aliniatul 3, articolul 65, aliniatul 3 și articolul 72 din legea numărul 304 pe 2004, privind organizarea judiciară, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea, prin procurori, a nume desemnați a unui control având ca obiect identitatea tuturor cauzelor prezentate în care susnumitul a fost cercetat și a cauzelor conexe acestora, precum și verificarea legalității soluțiilor dispuse de procurori. N-am decât să salut. Este de salutat faptul că procurorul general dispune acest lucru. Este de salutat faptul că vicepreședintele CSM,
care este de asemenea reprezentantul procurorilor în CSM, cere o astfel de anchetă în urma declarațiilor incendiare făcute aseară de magistratul Iacobescu. Dezvăluirile continuă în această seară. Ce a spus Eugen Iacobescu și mai ales ce n-a spus? Pentru că așa cum vă aduceți aminte, pentru cei care ați urmărit, Eugen Iacobescu în anumite privințe spune niște lucruri până la un anumit punct și apoi afirmă să stabilească ancheta ce s-a întâmplat, de exemplu, cu cealaltă parte a banilor până la 2 milioane. Cine este bătrânul de la București? Întrebat de mine, este în politică? La care Eugen Iacobescu spune, cred că da. Toate lucrurile acestea vor fi analizate de jurnaliștii care nu au obosit să investigheze, să caute elemente concludente în acest dosar de corupție, așa cum n-a mai fost văzut. O singură frază vreau să mai spun înainte de a-i prezenta. Procurorul Iacobescu iese aseară și spune toate lucrurile astea. A fost o audiență uriașă, vă puteți imagina. Toată lumea vrea să audă, vrea să vadă. Probabil oamenii s-au sunat între ei. Dom'le, tu auzi ce spune la realitatea? Regizoarea de emisie aseară mi-a spus în cască, nu mai țin minte, de 3, 4, 5 ori. Mi-a spus, da, omul ăsta o să fie bine, nu o să se întâmple nimica. Lucrurile pe care le spunea erau de o gravitate extremă, cum nu s-a auzit niciodată public în România. Astă seară apare președintele României la 18:30. Știți, toate lucrurile astea converg către Băsescu Traian. Și Băsescu Traian se rupea în cimilituri cu MTO-ul și că nu îi aprobă lui Ponta CS-ul. Sigur că există momente când unii oameni reușesc să se comporte lamentabil, dar nu pot fi justificate momentele penibile din această seară cu cel care ocupă această funcție sub nicio formă, sub niciun pretext. Nu există așa ceva. Jurnaliștii din studioul nostru sunt Bianca Nae, șeful departamentului investigației Antena 3. Bună seara! Mă bucur foarte mult să fie în studioul nostru Oana Stancu. Bună seara! Bună seara! Colega mea Dana Grecu. Bună seara! Prietenul meu Mircea Badea. Mi se va alătura și Adrian Ursu. Și ce ne-am face fără Mugur Ciuvică, președintele grupului de investigații. Bună seara! Vom stabili o legătură telefonică cu primul ministru al guvernului, domnul Victor Ponta. Am câteva întrebări pentru domnia sa și îi mulțumesc că mi-a acceptat această cerere pe care am adresat-o astăzi de a dialoga în această seară, când legătura va fi făcută de către colegii mei să fiu anunțat, vă rog. Priviți-l pe Traian Băsescu în această seară, după ce Eugen Iacobescu a spus tot ce a spus, priviți apariția. Nu știu dacă guvernul va atinge 2% din produsul intern brut, dar o creștere de măcar 0,3% la 0,5% din produsul intern brut la bugetul apărării trebuie să se facă. Ceea ce înseamnă alte 2 la 4 miliarde de RON. Punem 2. Iau minim. Plus 11 din obiectivul pe termen mediu sau MTO, sau ca să înțeleagă premierul, MTO. Cât de credibil este când afirmă că va avea bani. Mă tem că poveștile pe care le spune când nu-i de față cu mine, când e numai cu doamna ministru de finanțe, sunt povești pe care le-ar muta și pentru MTO, MTO, și pentru CASE și pentru orice. Aspirațiile, dezideratele de mai bune încasări, dezideratele de valorificare a unor venituri din insolvență, deși legea insolvenței nu acționează retroactiv. Deci are foarte multe povești. E foarte bine dacă se introduce reducerea CASE-ului și de la 1 ianuarie.
ceea ce ar prilejui apariția noului cod fiscal, ceea ce spunea doamna ministru, noua sa operă sau proiectul vieții dânsei. Ei, apare proiectul vieții, vedem cum stăm cu fiscalitatea, mai facem socoteli, apare bugetul de stat, care probabil va fi proiectul anului dânsei și al lui Ponta, nu chiar al vieții. Vedem și acolo cum stăm și pe urmă luăm decizia că de la 1 ianuarie reducem CAS-ul dacă măsura este sustenabilă. Ați urmărit o declarație a președintelui României, mâncați așa. Desigur, așa îi se mai spune. Aș vrea, totuși, dincolo de amuzamentul pe care îl poate stârni, să vă întreb. Cum evaluați faptul că președintele României, după tot ce s-a întâmplat aseară, după toate acuzele de o gravitate fără precedent, de data asta cuvintele nu sunt prea mari, nu sunt prea groase, nu, fără precedent, niciodată un magistrat nu a spus public toate lucrurile acelea. Și pentru cei care n-au văzut sau pentru cei care vor să revadă, am scos pentru dumneavoastră toate dezvăluirile făcute de Iacobescu și veți vedea câte sunt de magistratul Iacobescu. Suntem în direct cu primul ministru al guvernului, domnul Victor Ponta. Bună seara! Bună seara, domnule Gâdei! Salut pe toți invitații dumneavoastră, vă rog! Președintele României, în această seară, la 18.30, a ieșit într-o declarație de presă, făcând tot felul de glumițe despre CAS, despre MTO și, în principiu, despre guvern. N-a făcut niciun fel de referire cu privire la dezvăluirile care îl privesc pe fratele domniei sale, regimul său politic, pentru că acolo erau afirmații foarte grave cu privire la oameni din proximitatea sa și chiar la sine. N-a acceptat niciun fel de întrebare. În ziua în care procurorul general cerea anchete cu privire la cele afirmate de procurorul Iacobescu, iar CSM-ul cere de asemenea investigații cu privire la toate acuzele aduse de magistratul Iacobescu. Cum evaluați această situație în care România e cutremurată practic de aceste afirmații, iar Băsescu Traian nu catadixește să rostească măcar un răspuns dintre cele așteptate? Domnule Gâdea, permiteți-mi să fac doar o scurtă paranteză. În primul rând, nu pot decât să văd că, dincolo de a vă face datoria ca jurnalist de a informa, dumneavoastră faceți chiar mai mult, ceea ce ar fi trebuit să facă alții de mai mult timp, și anume descoperiți situații clare de rețele de crimă organizată în care președintele țării, familia sa sunt implicate. Mă bucur doar, am văzut la dumneavoastră în această seară, că procurorul general, CSM-ul, încet, încet reacționează la acest stimul și eu cred, ca să vă spun foarte direct, eu cred că vom afla din ce în ce mai mult despre ce a însemnat un sistem mafiot care ne-a condus în ultimii ani, un sistem care a presupus foarte multe tentacule și în felul ăsta fac trecerea la problema CAS-ului. Unul din argumentele pe care le folosește mereu domnul Băsescu este partea de colectare de la ANAF. Eu mi-am făcut datoria ieri și am prezentat cifrele, cum au crescut încasările la ANAF în ultimii ani, în condițiile în care, vă rog să vă aduceți aminte dumneavoastră și cred câțiva din invitații dumneavoastră și eu atunci eram în opoziție, vorbeam despre o rețea de crimă organizată de evaziune fiscală, condusă chiar de șeful ANAF, Sorin Blejnar. Și atunci Traian Băsescu ne spunea că mințim, că nu e adevărat, că acum Sorin Blejnar, după foarte mult timp, e adevărat, dar mai bine mai târziu decât niciodată, este trimis în judecată și este judecat de justiție, nu de dumneavoastră jurnalist sau de mine, om politic din opoziție, exact pentru crimă organizată, rețea de evaziune fiscală. Deci din acest punct de vedere, mă rog, blocajul domniei sale, că să n-avem CAS acum. Eu vă spun, dacă nu-l făceam, dacă nu făceam propunerea de reducere a CAS-ul, vedeați pe Traian Băsescu în seara asta, criticându-mă că de ce n-am redus CAS-ul. Dacă am făcut-o, dacă am trecut-o prin Parlament,
e invers. Deci aici, ceea ce însă vedeți că s-a exprimat greșit și vreau să pun la punct acest lucru, a zis, vedem, poate facem de la 1 ianuarie. Domnul Băsescu, de la 1 ianuarie, cel mult poate să facă niște ani închisoare. În niciun caz nu mai poate să facă reduceri de CAC sau să promulge legi, pentru că nu va mai fi președintele României. Nu vin și vă spun un singur lucru, că atâta timp cât voi fi prim-ministru, nu știu, poate voi fi și președinte, asta e o altă discuție, voi susține că o taxare redusă a forței de muncă, în același timp, sigur, cu controle, cu un ANAF mai eficient, înseamnă mai multe locuri de muncă și mai multe locuri de muncă la alb, fiscalizate. Pentru că reducerea CAC nu se făcea nici măcar de o măsură de stânga pentru alegătorii PSD. Este o măsură de sprijinire a întreprinzătorilor privați care creează locuri de muncă. Pe ei lovește domnul Băsescu până în 1 octombrie sau cel mai târziu 1 ianuarie, însă eu cred că e o măsură bună pe care toată lumea a cerut-o, pe care putem să ne-o permitem acum și pe care o vom face imediat ce domnul Traian Băsescu nu va mai putea să ne blocheze doar din dorința de a găsi alte subiecte decât subiectul familiei sale implicate în tot felul de infracțiuni. Ca să încheiem subiectul cu CAS-ul, ce veți face dumneavoastră? Deci Traian Băsescu respinge de la promulgare. Care este demersul pe care îl întreprindeți din acest punct? Din acest punct de vedere, legea se întoarce la Parlament, întâi la Senat, după aceea la Camera Deputaților. Noi nu ne-am răzgândit în sensul că o vom vota din nou și după aceea președintele Băsescu poate e obligat să o promulge sau s-ar putea să o atace la Curtea Constituțională, ceea ce înseamnă că o poate amâna până la 1 ianuarie, e adevărat. Estimarea dumneavoastră cu privire la creșterea numărului de locuri de muncă, cu cât ar putea să crească numărul locurilor de muncă în România? Câte locuri de muncă suplimentare am putea avea prin introducerea acestei, prin reducerea CAS-ului? Domnul Gâdea, asemenea estimări nu pot să fac eu. Întreb sigur specialiști atât cât avem și în structurile guvernului și în afara guvernului. Ideea următoarea, pe cifre, în acest moment în insolvență avem de recuperat de la firme din insolvență 41 de miliarde de lei. Noi am spus că vom recupera 10%. Mie nu mi se pare un obiectiv ambițios 10%, dar înseamnă 10 miliarde. În acest moment în România sunt peste 1,5 milioane de persoane care lucrează fără a avea un contract de muncă pe durată nedeterminată și plata contribuțiilor. Nu pot să spun că din 1,5 milioane în câteva luni sau numai prin scăderea CAS, deodată toate vor veni și vor scrie în mod legal, că ar fi o utopie. Dar am mers, domne, 10% dacă se întâmplă. Tot este un lucru important, 150.000 de locuri de muncă. Dar mai e ceva, ceva ce cred că e esențial pentru cel care se uită la noi în această seară și are de plătit 5 salarii sau 10 sau 100 de salarii. Spune, domne, eu plătesc angajaților mei salariul pe cartea de muncă, adică au sănătate, șomaj, pensie, iar cel de lângă mine, care are același profil economic, nu plătește. Eu n-am cum să rămân competitiv și atunci ce fac? Mă duc și eu, ori intru în insolvență, ori dau salariile la negru. Se întâmplă și în mass media și știți foarte bine acest lucru. Dumneavoastră, Antena 3 și alte televiziuni plătesc taxe și impozite, alții nu plătesc nimic. Și atunci, la un moment dat, ce o să spuneți? Dom'le, ori mă închid, că nu am rezist la concurență, ori fac și eu ce fac ceilalți. Deci, din acest punct de vedere, o reducere a CAS și o închidere rapidă a celor care intră în insolvență doar pentru a nu plăti taxe și impozite, adică, știți cum se spune, stick and carrot, și morcov și bâtă. E un gen de măsură, pachet economic, care dă rezultate în foarte multe țări. Întorcându-ne însă la prima parte a discuției, ceea ce mie mi se pare că în momentul de față realmente frământă România și pe români, situația aceasta în care un magistrat face o serie întreagă de dezvăluiri și de fapt instrumentează un dosar încă din 2011. Din 2011, un magistrat ce lucra împreună cu servicii secrete, cu instituții ale statului, descopereau o mită către fratele președintelui ce urma să ajungă, după spusele lui Mircea Băsescu, către familia lui Bercea Mondialu, chiar la președinte.
Dar desigur, descoperim cu această ocazie o caracatiță mult mai mare, o caracatiță capabilă să îngroape acest dosar, o caracatiță, vedeți, avem în momentul de față trei direcții, spune acest procuror. S-au luat, de fapt, 2 milioane, dar familia lui Bercea Mondialu, pentru că nu vor să se autoincrimineze pentru cumpărare de trafic de influență și în celelalte două spețe, nu vorbesc despre asta, spune Iacobescu. Și există varianta Mircea Băsescu, există un bătrân de la București, cum este numit, dar care înțeleg că este în politică persoană importantă, este o altă rețea infracțională care înțeleg că are legături strânse cu justiția, dar mulți alți oameni politici. Există consilieri prezidențiali, există miniștri, există persoane care sunt pe acel carnețel și mai mult decât atât, în carnețelul evocat de procurorul Iacobescu, carnețelul pe care l-avea Bercea Mondialu, erau trecute o serie întreagă de sume, cum ar fi 6 miliarde și jumătate bani pentru campania lui Traian Băsescu din 2009. Credeți că este suficient ce au anunțat astăzi procurorul general, ce a anunțat astăzi vicepreședintele CSM, că vor merge în investigarea acestor cauze și modului în care ele au fost acoperite? Sau ar trebui să existe și un răspuns politic? Pentru că dacă oamenii din această țară, după ce că alegerile din 2009 au fost și pierdute în România, Traian Băsescu a pierdut alegerile în România și le-a câștigat cu Baconschi la Paris, dacă le-a câștigat. Și mai aflăm că sunt și fonduri de la clanurile romilor. Atunci unde suntem de fapt? În ce situație ne aflăm? Repet întrebarea, e nevoie și de un răspuns politic sau e suficient ce a anunțat procurorul general prin comunicatul pe care l-am citat mai devreme și CSM-ul? Domnule Gâdea, eu nu știu dacă e suficient sau nu, dar e un bun început. Evident că e important ca de acum încolo, din ce în ce mai mult, să aflăm adevărul despre situații în care și Traian Băsescu și Elena Udrea și alte apropiate ei au fost implicați și de care, mă rog, se mai știa mai mult sau mai puțin, dar niciodată nu se întâmpla nimic. Eu cred că încet, încet, nu doar că vom veți afla dumneavoastră, mass media, ci încet, încet vor începe sancțiunile și efectele juridice. N-am voie să comentez un dosar că vă dați seama, de-abia așteaptă propaganda băsistă să spună că Ponta influențează justiția. Nu vorbesc despre un dosar anume. Eu vorbesc doar de faptul că un regim politic bazat pe corupție, pe bani, pe afaceri ilegale, iată, se termină, sper să se termine, pentru că bătălia tocmai aceasta este, să se termine cu adevărat, să rămână propagat într-o formă sau alta. Eu sunt convins că începutul sfârșitului a fost deja, dar sigur că mai sunt foarte multe lucruri de aflat și foarte mulți oameni care trebuie să plătească pentru acești 10 ani. Dar dincolo, domnule prim-ministru, bună seara, dincolo de speranțe și convingeri, de pârghiile pe care puterea politică le are, aveți de gând să dispuneți? Bună oară! Constituția României prevede foarte clar că procurorii să-și desfășoare activitatea, citez, și ierarhic și sub controlul ministrului justiției. Avem ministru al justiției, domnule prim-ministru, pentru că nu l-am văzut și nu l-am auzit deloc pe domnul Cazanciuc, subordonatul doamnei Chioveși, nu de mult, făcând ceva în această perioadă în care dumneavoastră, văd că foarte generos, folosiți timpul trecut atunci când vorbiți despre felul în care au fost instrumentate aceste dosare. Ori eu constat că în zilele noastre, nu în trecut, acest dosar Mircea Băsescu a fost trimis foarte rapid în judecată, fără percheziții, fără investigări profunde, fără audierea martorilor. A fost căutat, domnule prim-ministru, de exemplu, din informațiile publice ale noastre. Ați urmărit presa, văd, sunteți foarte la curent cu ce facem noi aici. Dar ați avut curiozitatea să întrebați pe ministrul justiției, i-ai chemat pe procuror, pe procurorul general să-l întrebi, o întreabă pe Chioveși și ceva, că este singurul care poate face asta, l-a căutat cineva pe șoferul doamnei Chioveși, că poate e nevinovată doamna Chioveși, dar șoferul o fi luat banii în numele dumneaei? Poate pe doamna Stanciu s-o fi compromis-o cineva să fi luat banii în numele domniei sale? Domnule prim-ministru, în zilele noastre credeți că avem stat de drept, că se întâmplă ceva onorabil în parchetul României, în afară de controlele pe care domnul Nițu a 7-a zi după scripturi le dispune pentru procurorii mărunți
de la Slatina, nu pentru ce este în direct mâna domniei sale, respectiv cercetarea Laurei Codruța Chioveși. Doamna Stancu, trebuie să ne hotărâm. Noi atâția ani, dumneavoastră, în mod special, dar și alții, ne-am luptat pentru ca justiția să nu mai fie sub controlul politic al lui Traian Băsescu și al Monicăi Macovei și al celorlalți. Eu nu cred că acest control politic care a existat cu siguranță trebuie înlocuit cu un alt control politic din partea altcuiva, sau lui Cazanciuc. Vă obligă Constituția, domnule prim-ministru. Sunteți primul ministru al României, șef peste Cazanciuc, șef peste 2 și un sfert, de exemplu. Se pare că înregistrările care au dispărut de la dosar erau de la 2 și un sfert. V-ați exercitat din acest punct de vedere calitatea de prim-ministru, viitor președinte al României, dar mai ales, domnule Ponta, calitatea de deținător al voturilor obținute în 2012, când oamenii v-au trimis la putere tocmai pentru a-i scăpa de regimul Traian Băsescu. S-a folosit zilele acestea, iertați-mă că fac un comentariu poate prea lung, dar s-a folosit termenul cutremur devastator în România și cred sincer că suntem în situația în care, dacă trecem și peste asta cu speranțele și convingerile dumneavoastră, n-am făcut nimic. Dacă și peste acest caz trecem cum s-a trecut peste ALRO, domnule prim-ministru, degeaba sunteți acolo și dumneavoastră și toți cei din Parlamentul României care acum sunt în vacanță. Degeaba sunteți acolo. Oamenii v-au trimis să ne scăpați de regimul ăsta. Dacă dumneavoastră constatați că își face treaba Antena 3, păi în casă veniți aici, lucrați ca ziarist la Antena 3, dar sunteți primul ministru al României. Eu vă spun încă o dată și îmi pare rău că o să vă nemulțumesc, dar nu pot să vă dau dreptate că nu cred că aveți. Dacă m-am plâns și v-ați plâns și toți am fost de acord că nu e bine ca justiția să fie controlată politic de Băsescu și PDL, dumneavoastră îmi cereți acum să o controlez eu vă politic. Vă cer să aplicați Constituția României, domnule prim-ministru. O respectați? E aberantă? Spuneți că e aberantă și atunci schimbați acel articol. Dar câtă vreme Constituția României prevede că procurorii nu sunt judecători, procurorii sunt subordonați ierarhic. Își desfășoară activitatea sub controlul ministrului justiției. Nu vă cer să faceți nimic ilegal. Vă întreb dacă ministrul justiției își desfășoară activitatea la care este obligat de Constituția României. Își desfășoară dacă este moluscă, iertați-mi termenul, domnule prim-ministru, dar câtă vreme nu-l văd, nu-l aud, nu mișcă, este nevertebrat, atunci aduceți pe unul care să aibă curajul lui Iacobescu. Nu se poate să-i lăsați după ce am trecut prin cazul ALRO cu Angela Ciurea mazilită, cu Nastasiu Mazilici și compromis. Acum, iată, Iacobescu are curaj, un domn în vârstă, un procuror simplu de la Slatina, are curajul pe care nu-l aveți nici dumneavoastră, nici Cazanciuc, nici o grămadă de parlamentari care au fost trimiși acolo de români pentru a avea curaj, nu pentru a fi moluște, domnule prim-ministru. Doamna Stancu, înțeleg, suntem, cum ziceți dumneavoastră, dar spre deosebire de alții, afară de curaj, trebuie să am și responsabilitate. Și responsabilitatea, din punctul meu de vedere, este de a face ca în această țară, după 10 ani de zile, fiecare instituție să-și facă treaba, să nu vină un tătuc care să o controleze. Că asta a făcut Traian Băsescu și n-a fost bine. Deci, din punctul meu de vedere, faptul că Procurorul General, CSM, celelalte instituții se sesizează, nu știu cum o să-și facă treaba sau nu, că nu pot anticipe și niciun caz nu pot eu să controlez acest lucru. E, acesta este genul de stat pe care mi-l doresc, în care fiecare instituție să-și facă treaba. Ideea că îl schimbăm pe Traian Băsescu nu, vă rog, altcineva... iertați-mă că întreb. Spuneți-mi foarte clar ca să mă opresc aici. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul acesta instituție și-a făcut treaba în România prin trimiterea în judecată în cel mai scurt timp posibil a lui Mircea Băsescu, fără percheziții, fără cercetări serioase, fără chemarea acelui martor, doamna de la bancă, care a fost când s-au numărat banii și a verificat dacă sunt falși sau nu, sunteți serios, domnule Ponta, când afirmați că a fost procuror, serios, că acum în România instituțiile și-au făcut treaba? Sunt foarte serios spunându-vă că vreau să trăiesc într-o țară în care șeful guvernului nu se uită și nu peste dacă un dosar e făcut bine sau nu. Eu nu știu. Eu, spre deosebire noastră, nu citesc dosarele penale ca să pot să vă spun și chiar dacă le-aș citi, nu atâta timp cât sunt prim-ministru, nu am eu voie să spun, pentru că la un moment dat ar putea să nu-mi pleacă un dosar penal, cum nu i-a plăcut lui Traian Băsescu, și să spun ia pe ăsta, duceți-l deoparte sau nu-l faceți. Astea sunt lucrurile care trebuie să funcționeze. În rest, încercăm fiecare să facem cât putem de mult din ceea ce avem voie să facem și trebuie să facem în funcțiile pe care le ocupăm.
Domnule Ponta, ultima întrebare, vă rog. Regretați astăzi, după ce vedeți cum se comportă parchetul DNA sub conducerea doamnei Chioveși, regretați numirea pe care ați făcut-o, propunerea pe care ați făcut-o pentru ca Traian Băsescu să o numească pe doamna Chioveși? Doamna Stancu, nu știu la ce vă referiți sau la ce se comportă. Eu nu am voie să fac analize ca prim-ministru a modului în care funcționează justiția. Că dacă fac eu, atunci înseamnă că trec în subordinea guvernului justiția, ceea ce categoric ar fi neconționat. Nu justiția, domnule prim-ministru, vă rog, opriți-vă cu asta. Încerc să mă opresc și eu, dar vă rog, opriți-vă dumneavoastră, pentru că este insultător. Insultător ce spuneți. Încercați să ne prostiți în aceeași măsură în care o face Traian Băsescu și e rușinos pentru dumneavoastră. Nu justiția, procurorii, potrivit Constituției, nu sunt judecători. Ei își desfășoară activitatea ca funcționari sub controlul și subordonați ierarhic ministrului justiției. Doamna Opriți-vă Stancu, cu această chestiune, sunteți. Stancu, e, știți cum e? Rău, în cascadă. Procurorii sub Cazanciuc sub dumneavoastră. L-ați întrebat vreodată pe Cazanciuc în această perioadă ce se întâmplă în subordinea dumitale, domnule ministru al justiției? Vă obligă Constituția, domnule prim-ministru, nu mai spuneți că justiția trebuie să fie independentă. Perfect să fie, dar justiția trebuie să fie și dreaptă. Justiția trebuie spălată și reparată după legimul Băsescu. Dumneavoastră n-ați făcut decât să păstrați oamenii și să-i lăsați butoanele sau poate cine știe să le și folosiți. Doamna Stancu, vă înțeleg supărarea, îmi pare rău, procurorii sunt magistrați, dacă citiți Constituția, nu sunt funcționari publici, nu sunt în subordinea guvernului, nici a ministrului justiției. Dacă vreți, vin la o emisiune și discutăm despre cum trebuie să arate raporturile între guvernul. Domnule prim-ministru, articolul din Constituție. Nu, sincer, cred că e inutilă această dezbatere, atâta timp cât nu sunt în studio și nu avem textul în față. Am fost magistrat, procuror. Și nu am fost în subordinea guvernului în perioada 95-2001, la fel nu se întâmplă acum. Dacă propuneți să schimbăm un sistem prin care procurorii să fie în partea executivă, așa cum se întâmplă în alte țări, sunt de acord să discutăm acest lucru. Dar azi vorbind, cu toată supărarea dumneavoastră, pe care o înțeleg, o iau eu dacă vreți neapărat, nu se află în subordinea guvernului. Mă opresc, domnule prim-ministru, pentru că este rușinos ce faceți. Cunoașteți Constituția foarte bine. Eu în acest moment opresc dialogul cu dumneavoastră, pentru că mi-e rușine mie de rușinea dumneavoastră. Doamna, îmi pare rău că nu pot să vă răspund ce vă doriți dumneavoastră. Vă răspund doar ce cred. Și așa voi face tot timpul. Domnule prim-ministru, am convenit într-o emisiunea anterioară, că în momentul în care o veți anunța candidatura la prezidențiale, în ziua respectivă sau în seara respectivă, sunteți invitatul meu. În seara respectivă, să știți, vă anunț de pe acum, care este viziunea dumneavoastră cu privire la modul în care justiția ar trebui să funcționeze în România. Categoric, da. Este momentul în care să vorbim despre acest lucru, este momentul în care să ne întrebăm dacă procurorii trebuie să rămână magistrați sau dacă procurorii ar trebui să fie pe varianta în care sunt în Germania. În Germania sunt funcționari publici, nu sunt magistrați sunt doar judecătorii, sunt mai multe variante europene pe care le putem discuta. Și în acea seară, poate că ar fi un moment foarte bun, printre alte lucruri cu privire la viziunea pe care o aveți pentru România, ce ați vrea să schimbați în România dintre lucrurile devastate în ultimii 10 ani de zile, acesta cred că este un subiect important. Sunt cu totul de acord și nu pretind că eu știu cum e mai bine, într-un fel sau altul. Vă spun doar cum este azi în România și dacă rezultă că trebuie să schimbăm ceva categoric, că eu pot să-mi spun punctul de vedere. Nu sunt deținătorul adevărului, sunt argumente pro și contra oricărui subiect, dar cred, într-adevăr, că, așa cum spunea și doamna Stancu, justiția nu trebuie doar să aplice legea, ci să facă dreptate. Haideți să vedem cum din aplicarea legii se face dreptate. Cu asta, ăsta e un subiect foarte important și cred că prin tot ceea ce se întâmplă în aceste zile, măcar oamenii au dreptul să afle și să gândească cu mintea lor. Mulțumesc foarte mult. Mihai, numai o clipă, în cer iertare, nu pentru domnul Ponta, am convingerea că dumnealui cunoaște Constituția foarte bine, ci pentru telespectatori, articolul 132 din Constituție. Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic
sub autoritatea ministrului Justiției. Ce înseamnă control ierarhic dacă nu să îl cheme Cazanciuc pe procurorul general? Între ei, și doamna Stancu, au controlul doamna ierarhic. Haideți să părăsim subiectul ăsta, că avem cu Bergea. Ministrul are autoritate, ei au ierarhic între ei. Chioveși îl conduce pe, cum îl cheamă, Cheliosul ăla, de-au vrut să-l dea afară și l-a ținut Băsescu în funcție, Papici. Papici o controlează pe adjuncta lui Papici, adjuncta lui Papici. Este pe... interpretarea pe care o faceți dumneavoastră, domnule Ciubică, în acest moment. Mie mi se pare că textul este fără interpretări. Este foarte clar. Avem chestiuni importante. Până schimbă domnul Ponta Constituția și asta mai vedem. Iar autoritatea, într-adevăr, nici eu n-aș vrea să trăiesc în țara în care ministrul Justiției dictează anchete. Dar e în regulă să trăiți în țara în care dosarul Mircea Băsescu este trimis așa cum e trimis în judecată? Nu, pentru că nu lucrurile se fac, nu funcționează acum. Și nimeni nu acum. Face nimic? Asta este altceva, că nu face atunci nimic. Dar nu face nimic nu pentru că nu respectă Constituția, ci pentru că s-a creat un sistem 10 ani de zile care favorizează lucrurile astea. Și domnul primistru, mai vreți să adăugați ceva? Nu, decât că toate deciziile Curții Constituționale și ale instanțelor de judecată sunt în sensul celor spuse de domnul Ciubică, în sensul în care controlul ierarhic îl face procurorul șef. De aceea procurorul general, domnul Nițu, a declanșat azi nu știu ce verificări. Nu are voie să facă un membru politic al guvernului acest control ierarhic. Autoritatea e vorba de autoritatea statului, așa cum știți foarte bine. Și investirea cu formule executorii a unor hotărâri judecătore se face sub autoritatea președintelui. Atunci, la ce e bună autoritatea ministrului Justiției, domnule prim-ministru? Explicați-ne, dacă spuneți că există decizii ale Curții Constituționale în acest sens, eu nu le cunosc, o să încerc să studiez, să văd despre ce e vorba. Spuneți-ne dumneavoastră în această seară, la ce e bună autoritatea ministrului Justiției? Ce poate face cu ea? O să rog pe domnul Cazanciuc să vină la dumneavoastră la emisiune să vă prezinte toate sunteți deciziile. Sunteți fost procuror și primul ministru al României, domnule prim-ministru. Nu încercați să pasați. Pentru telespectator, nu pentru mine. Spuneți doamna ce poate să facă. Eu cred că cei mai mulți din telespectatori au înțeles. Eu v-am încercat să vă explic pe înțelesul unui nejurist. Păi controlul ierarhic este vorba de procurorul, procuror și autoritatea ministrului Justiției. Autoritatea statului. Ce poate face? Nu, care... Constituția zice sub autoritatea ministrului Justiției. Doamna Stancu, iertați-mi, dar zău că încerc să vă spun ca să fie foarte clar. E vorba de autoritatea publică, pentru că procurorii nu sunt o entitate juridică de drept privat. Și se face sub o autoritate, dar nu înseamnă că sub autoritate te duci și le dai ordini. Și aici, în discuția pe care o vom avea și pe 29 și după aceea... Bine, domnul prim-ministru, am înțeles. Nu poate să facă asta, dar ce poate să facă cu ea? Definiți-ne, în foarte scurt, așa, un exemplu dați-mi. Ce face domnul ministru al Justiției Cazanciuc, numit de mine moluscă, îmi cer iertare, dar eu așa îl văd ca unul care nu mișcă, nu face nimic. Ce face cu autoritatea asta? Ce poate să facă? Două lucruri face ministrul Justiției și guvernul după aceea. Propune Parlamentului modificările legislative care privesc sistemul de justiție și în al doilea rând asigură funcționarea administrativă în așa fel încât orice om din această țară să aibă o judecătorie, un tribunal, un parchet. Aia la care înseamnă că procurorii își desfășoară potrivit principiului sub autoritatea. Mulțumesc, domnul prim-ministru. De data asta eu vă mulțumesc că chiar dacă nu sunteți de acord, măcar sunteți deschis să înțelegeți cum funcționează niște instituții publice. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc mult! O seară bună. Bună! Vreau să ne întoarcem, doamnelor și domnilor, la dezvăluirile de aseară, pentru că mi se pare că subiectul principal ce ar trebui să frământe România. Ce am văzut astăzi, și o să vreau să comentăm acest lucru împreună cu ceilalți colegii mei, mi-au adus aminte de decembrie 1989. La Timișoara erau deja frământări, erau manifestații și erau chiar și victime. Chiar Nicolae Ceaușescu, care avea impresia că este un fel de Dumnezeu pe pământ, a vorbit la televiziune și apoi a făcut un miting în care a făcut referire la ce se întâmplă la Timișoara. Chiar și pentru Nicolae Ceaușescu a fost mult prea greu să treacă peste Timișoara ca și când nu exista. Nu mergea. Sigur, a spus că mai 200 de lei la pensii, la salarii, exact ce s-a întâmplat în seara asta. Spre deosebire de Ceaușescu, Băsescu nici măcar nu face o singură referire. Să spună, nu e adevărat, n-am nicio implicare, aș vrea să clarific. Nu știu nimic despre lucrurile acestea, aș vrea să cer organelor statului sau să inventez ceva. Sau să spui că îl dai în judecată. Sau să spui, domnule, eu nu am luat bani pentru campania electorală 6 miliarde și jumătate de la Bercea Mondialul.
absolut nimic. Absolut nimic. Să revedem dezvăluirile, lucrurile pe care le-a spus Eugen Iacobescu în clar și lucruri pe care le-a lăsat să fie investigate. Pentru că sunt de o gravitate într-atât de mare, încât nici măcar magistratul Iacobescu n-a vrut să le ducă până la capăt în spațiul public. Poate discutăm și de ce. Să vedem câteva dintre declarații de seara. Dumneavoastră, în investigația ce a pornit de la Bercea Mondialu, această investigație ducea către miniștri, persoane suspuse, consilieri prezidențiali? Ducea. Ducea. În primele dosare economice unde am avut interceptări, nu se vorbea de Mircea Băsescu. În cel de-al doilea dosar se vorbea de Mircea Băsescu. A rezultat din interceptări. Din interceptări și din celelalte măsuri întreprinse de organele speciale. Interceptările au fost dispuse în dosarul cu infracțiuni economice sau în cel de tentativă de omor? Și. Da. Dumneavoastră ați aflat numele Mircea Băsescu din dosarul de tentativă de omor? De tentativă la omor, da. Păi și cum Bercea Mondial era în pușcărie și ați aflat din convorbirile lui telefonice de numele Mircea Băsescu? Bineînțeles. În ce perioadă a fost interceptat, bănuiesc, de angajații Serviciului Român de Informații Bercea Mondial? Mi se pare septembrie-noiembrie 2009 și februarie 18 februarie 2011, 4 aprilie, nu, 18-20 aprilie 2011. Aceste înregistrări ale Serviciului Român de Informații, în care sunt indicii clare că membrii clanului Bercea se duc la omul de la Apa Mare să-i dea șpagă. Unde sunt, domnule procuror? Sunt la dosarul cauzei, domnul. E un proces verbal pe care eu l-am întocmit și am spus acolo unde se afla Băsică, unde se afla mama lui, unde se afla așa, unde a mers, pentru ce a mers, ce s-a stabilit. S-au făcut fotografii, dar văd că nu mai sunt pe la dosare. SRI-ul a făcut fotografii cu membrii clanului Bercea care intră acasă la Băsescu. Alte organe. Alte organe speciale. Ale statului. Ale statului, da. Alte organe ale statului au fotografiat pe membrii clanului Bercea când intră la Băsescu acasă să-i dea șpagă. Da. Fotografiile surprinse la locuința lui Mircea Băsescu, vă amintiți ce conțineau? Da. Momentul pătruderii și cu sacoșe. Cu sacoșe cu bani. Da. Oamenii, vreau să vă spun că țineam legătura, mă rog, nu vă pot spune cum și cum s-a procedat, dar oamenii au spus, ce facem, domne, intrăm în domiciliu și am zis, sunteți nebuni, cum să intrați în domiciliu, că nu avem ordonanță de perchiziție. Păi e flagrant, care e flagrant? Ce flagrant? Nu trebuie autorizație de la judecător. Vedeți-vă de treabă, plecați și gata. Mita aceasta, din interceptările și din datele pe care dumneavoastră le-ați avut, trebuia să ajungă la Mircea Băsescu și să se oprească acolo? Sau ea trebuia să meargă mai departe? El, Bercea Mondial din închisoare, prin intermediul soției și a fiilor, a acționat în trei direcții. Sunt trei direcții acolo care trebuie să fie investigate. Așa. Înțelegeți asta? Că suma e adevărat ce a zis ăla, că l-a luat gura pe dinainte. Sunt 2 milioane de euro acolo dați. Sunt trei direcții prin care a acționat. N-a acționat numai cu domnul Mircea Băsescu. O direcție este Mircea Băsescu. Da. A doua? Sunt trei direcții prin care a acționat. Cu un bătrân de la București. Bătrânul de la București este politician? Probabil. Este consilier prezidențial? Nu, eu nu pot să spun. Trebuie investigate de organele statului. Știți cine e sau era bătrânul de la București? Eu știu, dar nu o spun. Și a treia direcție este în zona judiciară sau politică? Judiciară. E un grup infracțional. Sunt trei inși care i-au luat banii lui. Dar cineva competent, un procuror care să stea renicit să se aplece asupra dosarului, să ia aceste înregistrări și va vedea, pentru că acolo sunt numere de telefoane, acolo sunt interceptările și poate să-l cheme... Să-l cheme și pe Bercea și pe soția lui Bercea și pe Băsică și pe toți. Ia spuneți-mă despre ce este vorba
cu privire la sumele astea, pentru că am impresia că cineva i-a învățat, vedeți că vi se confiscă și vă trimite în judecată pentru trafic de influență, dacă spuneți că ați mai dat și la alte persoane și la alte. Și să vă mai spun o altă treabă, în interceptările rezultă că Marian Căpățână n-a luat numai banii ăștia. De fiecare dată se dădeau câte 100 de milioane ca să intervină în sus, în jos, în dreapta, în stânga. M-ați înțeles dumneavoastră. Direcțiile astea se duc tot către bătrânul de la București. Știe SRI-ul. De unde reiese faptul că sunt 2 milioane de euro? Din interceptări, domnul. Spuneați ceva și de miniștri. Probabil ar fi vorba de vreun ministru în cauză de la București care a fost implicat. Îl știți cine este? Eu știu, dar las organele de anchetă, pentru că acum pot să vă spun că un rom avea nevoie la o intervenție la un secretar de stat dintr-un minister. Și a spus, la un secretar de stat mă gândeam și eu. Așa, eu am cu ministru. Dacă vrei să te bag la ministru, te bag. Aveți idee cine a dispus ca să vi se ia dosarul? Dosarul s-a dispus preluarea dosarelor, că sunt foarte multe dosare. Așa, a fost chemat la Craiova cu dosarele economice. La doamna procuror general Ponea Elisabeta. Acolo se mai aflau și domnul procuror general Jung Băjenaru și doamna procuror șef, doamna prim-procuror Scânteie de la Meiedinți. Și m-au chemat cu el și a spus că cu aceste dosare și mi-a spus că mi le va lua. Ați cerut vreo explicație? Înainte mi-au spus să dau scoatele sub urmărire penală și am zis că nu vreau să intru în pușcărie, ci nu dau scoate. Ne aflăm în momentul 24 martie 2011. În 24 martie, cu aprobarea instanței, am obținut autorizație de a mă deplasa. Asta a fost momentul operativ ales de mine. De a mă deplasa și a face percheziții în toate locațiile care le deținea Bercea Mondialu și rudele sale. În momentul în care televiziunile au anunțat că sunt cu 200 de polițiști la efectuarea de percheziții, doamna Ponea Elisabeta a zis să mi se facă dosar de abuz în serviciu. Ce caut eu în aceste locații? De ce fac percheziție? Ulterior, doamna Ponea a și sesizat CSM-ul pentru a fi cercetat disciplinar, pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu, de ce i-am făcut percheziții lui Bercea Mondial și la rudele sale. În timp ce mă aflam la percheziții, apare comunicatul parchetului general, că mi s-a luat dosarul că aș fi lipsit de obiectivitate în soluționarea cauzelor. Mă titelez dumneavoastră. Da. Dar eu știam dinainte că se ia, pentru că Bercea spusese, vorbise cu nevastă, stai liniștită că ia și dosarul ăsta ultim. Și mi s-a luat, ați văzut și dumneavoastră cum au decurs lucrurile ulterior. Dar doamna Ponea a fost foarte interesată de acest dosar, pentru că s-a deplasat personal pe 28 martie să-mi ia dosarul. Eu am, în momentul în care am făcut perchizițiile cu 200 de polițiști, am primit dispoziție să nu mai fac absolut niciun act de urmărire penală, să nu închei procese verbale, să nu deleg ofițeri, nimic. În momentul în care am fost la perchiziție acolo și perchiziția era în 2, am fost oprit să mai fac asemenea perchiziție. Eu am făcut plângeri la doamna procuror general, să vedem cum se pronunță dânsa, am trimis-o prin fax și în momentul dacă dânsa hotărăște că e neîntemeiată plângerea, vă dau dosarele și cu asta basta. Într-o jumătate de oră am primit răspuns că mi se respinge plângerea și există document, sunt documente în care proces verbal încheiat de procurorul șef în care spune că dacă nu voi preda dosarele se va interveni în forță. În momentul în care a venit inspectorul la CSM face, domne, ai fluierat unde nu trebuia. Așa mi-a spus. Doamna Ponea trebuie luată la anchetă și spune cine i-a dat această dispoziție, pentru că trebuie să vă spun că, fiind vorba de un trafic de influență, dumneaei nu avea competența să cerceteze un asemenea caz. Asemenea dosar trebuia declinat în favoarea DNA-ului. DNA-ul trebuia să facă, că era vorba de un trafic de influență de 300, de 600 de
2 milioane de... M-ați înțeles dumneavoastră? Deci DNA-ul trebuia. De ce s-a oprit la Craiova dosarul? Dosarele economice trebuiau soluții, pentru că era vorba de o evaziune fiscală de 70 de miliarde. E strigător la cer să nu iei niciun leu lui Bercea Mondial. Din 70 de miliarde a rămas Bercea Mondial. Domnul, în ultima perioadă, numai în București a avut cumpărate 4 imobile, are 2 vile și 2 apartamente. Numai în anul 2010-2011 e strigător la cer. Sunt 5 milioane de euro spălați prin bancă. Nu s-a dat curs, nu s-a confiscat această sumă pentru că ea provenea din evaziune fiscală. Nu s-a făcut absolut nimic. Bercea a rămas cu imobile, are vreo 14-15 case. Înțelegeți dumneavoastră, are teren în centrul orașului, de pe bulevardul principal, are 5 vile care și le-a construit. Nu se poate să nu... Vedeți dumneavoastră, să nu faci niciun fel de muncă, să faci... Știți cât avea, ce-am stabilit eu, avea 130.000 de euro care lua lunar camătă. Numai din camătă lua. Avea în circuit peste 1.500.000 de euro. Care îi vehicula. Era să fiu și dat afară, pentru că în momentul în care a fost sesizată secția pentru procurori, mi s-a și transmis prin intermediul evenimentului zilei, domne, s-ar putea să-l dăm afară. Vă dați seama ce însemna să rămâi și fără pensie după 39 de ani? Dacă vă uitați la B1 atunci, la data respectivă, 23-24, o să vedeți că doamna procuror general m-a amenințat, că o să-i fac dosar penal, o să-i sesizez CSM-ul. În presă, în peste tot se vorbea de Bercea Mondialu, că face evaziune. Niciodată oficiul de spălare a banilor nu s-a sesizat din oficiu să-l cerceteze pe Bercea. Nici o bancă pe unde se plimbau banii negri ai lui Bercea nu a sesizat oficiul de spălare a banilor ca să facă cercetări. Eu m-am dus personal, cred că de 10 ori, la oficiul de spălare a banilor și am dat date. Uite ce a făcut. Fă-mi circuitul, descoperă-mi. Așa au ajuns la asta. Dar nu era niciun fel de preocupare din partea oficiului de spălare a banilor. Dumneavoastră ați descoperit o agendă a lui Bercea Mondialu în care erau notate șpăgile, mita și așa mai departe. E adevărat? E adevărat, da. În acel carnețel erau trecute sume către politicieni, magistrați, cadouri pentru magistrați, cum ar fi mașini. Deci erau foarte... Nu, stați așa să... Erau foarte multe persoane care trebuie să investigate, probabil. Eu nu le dau numele. Erau foarte multe persoane. De acolo era trecută și o sumă pentru o campanie electorală prezidențială din 2009. Vă amintiți să fi văzut așa ceva în acel carnețel? Era trecut acolo. 6 miliarde? Și jumate. Am văzut acel carnețel care exista pe la... în dosarul de evaziune fiscală. 19 pagini sunt în acel dosar. De însemnări personale a lui Bercea. Câtă încredere aveți în doamna Laura Codruța Căveșii? Nu-i cunosc activitatea dumneai, așa că nu mă pot pronunța, nu pot face referire la activitatea dumneai, nu. Nu doamna Laura Codruța Căveșii, dânsa asigură managementul DNA-ului, dar procurorii ăia, pălmașii, cum am fost și eu, ăia fac dosarele penale și ăia muncesc, ăia strâng probe, nu șefii. Șefii noștri ne conduc. Nu peste mult timp vă voi da un martor cheie care știe exact cum s-a făcut cu aluminiu, cu Alro. Ați înțeles? Am un martor cheie care știe absolut tot. Câți bani s-au dat? Tot știe acel martor. Știe absolut tot ce trebuia făcut, ce nu s-a făcut, cum s-au luat banii, când s-au dus, tot. Am stat de vorbă cu omul și mi-a spus, ai răbdare că dacă mă duci așa, voi vorbi. Fără precedent, acuze care nu vin din partea unui jurnalist sau unui om care emite opinii la televizor, și din partea magistratului care a instrumentat acest dosar în 2011, de fapt mai multe dosare, și ați auzit mărturia. Vreau să-i rog pe colegii mei să facem un tur rapid și apoi o să detaliem ce vi se pare cel mai important. Desemnați 1, 2, 3 lucruri din ceea ce a spus Eugen Iacobescu sau din ceea ce a spus că va spune, cum este cazul Alro. Adrian Ursu.
Faptul că există un martor cheie în dosarul Alro, mi se pare că este una dintre știrile anului și că el poate să vorbească, iarăși e foarte important, fiindcă ar fi putut să existe, dar să fie redus la tăcere. Doi la mână, felul în care a descris toată operațiunea, pentru că a fost practic o operațiune tip desant prin care i-a fost luat dosarul, mi se pare extrem de grav pentru că descrie un sistem. Și trei la mână, constatarea pe care o facem fiecare dintre noi, văzând ce spune procurorul Iacobescu în legătură cu nelucrarea acestui dosar timp de 3 ani de zile, care descrie complicitatea la vârful justiției din România. Doamna Grecu? Mie mi se pare important ce a zis domnul Ponta. Adică domnul Iacobescu e un procuror care a spus și în 2011, a strigat de a nebunit legat de cazul ăsta, după care băieții l-au executat căci îi deranja. A venit momentul cu flagrantul, că dacă nu era flagrantul și nu se deranjau și nu apăreau toți dezbrăcați și urâți în fața noastră, nu se întâmpla să săpăm și să aflăm toată povestea asta din nou. Mie mi se pare important ce a zis domnul Ponta după ce a zis domnul Iacobescu, pentru că mă așteptam, de exemplu, ca primul ministru al României, care este și șeful Partidului Social Democrat, este președintele de partid, este președinte de partid, dacă nu poate să zică dânsul că l-acuză nu știu cine, NASA, că se amestecă în treburile justiției, ca și cum ca și cum procuratura este noua inchiziție în țara asta, adică procurorii pot face orice și nimeni n-are să le zică nimic niciodată. Adică ei pot face o castă, pot crea o castă, pot aresta jumătate de Românie, nu pe domnul Ponta, că dânsul trebuie să fie prim-ministru în continuare, știți? Adică și să fim cu toții sănătoși. Deci mi se pare important ce a zis domnul Ponta după ce a zis domnul Iacobescu, ce a zis domnul Iacobescu. Pentru că dacă domnul Ponta nu poate vorbi ca prim-ministru din motive care îmi scapă, din motive de poezie spusă cu asta, să nu ne amestecăm în treburile justiției, atunci partidul domniei sale trebuia să aibă o reacție și nu am văzut niciun fel de reacție politică, nici de la domnul șef al PSD, nici de la PSD, nici de la domnul șef al PNL, nici de la PNL, nici de la domnul șef al PDL, deci nici de la PDL, nici de la șefa PMP, nici de la șeful Forța Civică, acum PDL. N-am văzut pe Oprea spunând de la UNPR. Noi auzit păi am zis, explicația este una foarte simplă, așa. Mihai. Ăștia ori sunt șantajabili toți, adică ori sunt șantajabili toți, au niște bube care pot fi, nu știu... Ori gata șantajați. Adică ori gata șantajați, pur și simplu. Acest dosar, și mă bucur foarte mult că Oana a avut discuția asta cu primul ministru al României, acest dosar nu poate fi mușamalizat decât cu o coabitare mizerabilă a actualei puteri, cu rămășițele puterii băsiste. Nu se poate altfel. Nu există altfel. S-a schimbat puterea România de 2 ani și ceva, așteptările oamenilor sunt nemăsurate. Păi dacă clasa politică este timorată, cum spunea domnul Vosganian astăzi la Ordinea Zilei, că domne, suntem cam timorați, știți, așa cu justiția, ne critică, dar pe afară vin... Păi domnul Vosganian, din câte mi-aduc eu aminte, l-au căutat ultima dată cu Suminarea Economiei Naționale. Vin de pește din străinătate, ca să nu ne amestecăm. Ambasada Americii laudă ce face DNA, o premiază pe doamna Chioveș și suntem cam timorați. Păi dacă clasa politică este timorată, oamenii ăștia care au de-a face cu justiția în România și care au speranțe că vor fi judecați corect în țara asta, care nu sunt prim-miniștri, care nu sunt președinți, care nu sunt parlamentari, ei ce speranțe să mai aibă dacă oamenii politici sunt timorați să apere, de fapt, legalitatea? Că nimeni nu spune să iei dosarul procurorului, să intri în el, să scrii tu, politician, în el. Dar oriunde lume, când a fost... Mihai, ăsta este un Watergate. Ăsta este un Watergate. Un Watergate la... un pic mai mare. Ar fi interesant să ne întoarcem în istorie, să vedem ce reacții politice s-au întâmplat atunci, la vreme de Watergate. Cum reacționa adversarul omului implicat în povestea Watergate, care era președinte. Cum speculau ei, cum apărau ei dreptul la informare, cum voiau ei să știe publicul informația corectă. În scandalul Watergate, pentru cei care își aduc aminte, sau pentru cei care au amintiri selective cu privire la ce s-a întâmplat atunci, și acolo s-a încercat mușamalizare. Nixon, pentru faptul, într-un minut vreau să spun câteva lucruri care mi se par că sunt asemănătoare. Dar vedeți, acolo n-au reușit să mușamalizeze. FBI-ul
Se dovedește mai târziu că este cel care dă jurnaliștilor de la Washington Post informația. Este numărul 2 din FBI. FBI-ul investighează ceea ce se întâmplă în acea poveste și în momentul acela ce face Nixon ca să se apere? Cere CIA-ului să ia dosarul de la FBI pentru că este o chestiune de siguranță națională. În momentul în care a apărut scandalul cu Mircea Băsescu, Bercea Mondial și așa zisul șantaj, era implicat DNA Constanța și ce să vezi? DNA Central, condus de doamna Chioveși la București, cere dosarul de la Constanța. Spre deosebire de Statele Unite, acolo CIA-ul n-a putut să ia ancheta, a rămas la FBI. Mai e încă un lucru foarte interesant. În momentul în care oamenii sunt sub această presiune și sub investigația presei, a opiniei publice, dar și a unor instituții independente ale statului sau cât de cât independente, ei încep să facă greșeli și vorbesc tot felul de lucruri. Se înregistrau conversațiile în birou oval. Și la un moment dat, este cerută una dintre înregistrări. Și pentru faptul că primele, cred, 20 de minute ale acelei înregistrări era compromițătoare pentru Nixon și pentru câțiva dintre consilierii săi, cere secretarei care avea aceste înregistrări să distrugă parte din înregistrări, să spună că a uitat să înregistreze. În momentul în care Curtea Supremă din Statele Unite cere înregistrările și constată că primele 20 de minute sunt afectate, fac o investigație să vadă dacă era posibil ca secretara să distrugă acele înregistrări și își dau seama că era imposibil și că asta de fapt este o făcătură. Problema este în România, că vorbim despre Watergate, problema este în România că până la această oră, până la declarațiile de aseară ale procurorului Iacobescu, erau toate datele. Nu era nevoie ca Iacobescu să apară aseară, magistratul Iacobescu. Erau toate datele că din 2011 acest proces este mușamalizat, că această anchetă este mușamalizată. Pentru care motiv până astăzi nimeni nu s-a sesizat să investigheze cum a fost posibil ca timp de 3 ani de zile dosarele astea să fie luate, să dispară probe, să dispară filajul, să dispară fotografiile, să nu se facă o percheziție, să dispară carnețelul lui Bercea Mondialu și toate lucrurile astea. Mircea. Da. Eu cred că lucrurile foarte importante din ce a spus domnul Iacobescu sunt următoarele. 1. Justiția independentă, în mod evident, l-a protejat pe Mircea Băsescu până în secunda în care imaginile cu înregistrate de Băsica au devenit publice la Antena 3. De asemenea, este o evidență că multe, multe lucruri urmează sau ar trebui să se afle în continuare în această speță. Pentru că sunt mai multe direcții, pentru că mai există omul bătrân, pentru că, de fapt, nu sunt 600.000 de euro, sunt 2 milioane de euro, adică sunt multe, multe lucruri de aflat și justiția independentă se grăbește să finalizeze dosarul și să-l trimită în instanță, deci nu pare foarte dornică să afle. Dacă era dornică să afle, o căutau și pe doamna aia cu numărătoarea de bani și cu lampa de ultraviolete sau ce naiba era, doamna cu solarul, căutau, îl întrebau și pe domnul Traian Băsescu, care e martor important, de vreme ce inculpatul, nu? Mircea Băsescu i-a spus varianta lui. Pe mine m-ar fi interesat, dacă aș fi fost procuror, mi s-ar fi părut în interesul anchetei să-l întreb pe domnul Traian Băsescu ce anume a spus fratele său, în legătură cu speța pe care eu instrumentez, da? Deci nu a dorit justiția independentă să-l audieze și să-l întrebe nimic pe domnul Traian Băsescu în calitate de martor, repet. Bun, și multe altele. Deci, ceea ce mi se pare mie foarte important este că s-a dovedit pentru a țâșpea oară că noi aici la Antena 3 suntem niște cetățeni proactivi care ajutăm justiția, care sprijinim justiția și contribuim uneori, mă rog, nu știu dacă în mod decisiv, dar în mod substanțial, la aflarea adevărului. Faptul că noi am ajutat justiția din România prin difuzarea acelor imagini este un lucru de netăgăduit. Faptul că, iată, continuăm să ne interesăm și aducem dovezi, mărturii pentru elucidarea completă a acestei cauze, mi se pare un sprijin pe care noi îl dăm justiției din România. Spre deosebire de propaganda băsistă care vrea să influențeze justiția. Ei nu aduc nici probe, ei nu sunt interesați de investigații, pur și simplu spun ăla trebuie să pățească aia, ăla trebuie să pățească aia pentru că
în sfârșit, ăsta este interesul celui care îi patronează, și anume Traian Băsescu. Deci, asta mi se pare foarte, foarte important. Apoi, în legătură cu discuția cu domnul Ponta, recunosc că de la un timp încoace, chiar dinainte, dar mai ales din momentul în care l-a numit din nou pe Ioan Rus în guvern, experimentez, învăț de la domnul Ponta, hai să o luăm așa. Deci, țineți minte când s-a dus domnul Ponta la domnul Băsescu împreună cu doamna Petrescu, în acea prestație pe care, fără să vreau să-l laud pe domnul Ponta, chiar a fost lamentabilă, dânsul se uita așa pe tavană. Sunt acele celebre secvențe în care... Și vreau să vă spun că am încercat, când îl aud pe domnul Ponta vorbind despre orice subiect, să adopt chiar atitudinea domnului Ponta. Știi? Și am numărat, vreau să toate reflectoarele, știu acum exact, uite, gurile de... Am uitat. Deci trebuie să le mai număr o dată, dacă putem să-l mai sunăm o dată, ar fi foarte, foarte interesant. Altfel, discuția cu CAS-ul, crede-mă, scorojește discuția, scorojește pereții de plictiseală. Deci acum trebuie să zugrăvim, uite, în partea aia, că suntem cu ea de la discuția despre CAS. Un lucru aș vrea să spun cu privire la domnul Traian Băsescu și toată, mă rog, prestația sa publică de astăzi. Dom'le, deci este unul dintre cele mai porno lucruri de dat. Mie mi se pare indecent, adică ar fi trebuit să aibă bulină de aia de 18 ani. Știți? Să-l aud pe domnul Băsescu vorbind doct despre economie. Dom'le, este ca și cum aș auzi eu pe Bianca Drăgușanu vorbind despre virginitate. Sau pe Șerban Huidu vorbind despre conducerea preventivă. Adică este ceva cu adevărat obscen. Nici măcar indecent, e obscen. Deci să-l văd pe Băsescu vorbind despre economie, dom'le, este un film porno la ora 18.30. Nu, este inadmisibil așa ceva. Asta e. Și nu este vorba despre MTO, în cazul domnului Băsescu, ci este vorba despre BU-lău, acolo unde domnul Traian Băsescu, fără doar și poate, trebuie să ajungă. La BU-lău. BU-lău. Așa, pe românește, bulău. Da, interesant ce spuneți. Domnul Stancu. Pentru mine, fiecare cuvânt spus de procurorul Iacobescu este extrem de important, pentru că a deschis atâtea piste aseară în doar câteva minute, încât obligă, practic, parchetul să facă ce a făcut în cazul Mircea Băsescu acum. După ce s-au dat informațiile, ce să facă? Și ei au trebuit să îl trimită un pic în arest și în judecată foarte repede ca să nu mai deschidă alte piste. Iată că i-a forțat procurorul Iacobescu și trebuie să spunem telespectatorilor un lucru, că ce face acest om este de un curaj, de o temeritate extraordinară, pentru că este obligat la tăcere și de aceea dumnealui își cântărește foarte bine cuvintele astfel încât să facă și dreptate, ceea ce înțeleg că e în structura dumnealui din moment ce își asumă să facă lucrurile astea cu atâta curaj, numai că doamna Chioveși, CSM-ul, se pot întoarce în continuare împotriva dumnealui. Mi-aduc aminte că atunci când eu și Adrian am avut-o pe Angela Ciurea în emisiune la Realitatea, de asemenea o doamnă care trebuie prețuită pentru că a fost la vremea respectivă distrusă de Laura Cruța Chioveși. Pur și simplu, deci nu s-au mulțumit că au exclus-o din magistratură, au amenințat-o în repetate rânduri, i-au înscenat acea chestiune oribilă cu faptul că ar fi mers la Nisa să se întâlnească, înscenau așa o chestiune și de corupție, da, a câștigat și de... În instanță, a câștigat și a făcut dreptate. Sigur. Și a refuzat să se mai întoarcă la funcția pe care a deținut-o, aceea de adjunct la DICOT, pentru că... Nu înseamnă și asta ceva că a refuzat să întoarcă în funcția pe care a câștigat în instanță, că o merita și că n-a făcut nimic greșit? Ca atare, existând aceste precedente, Năstasiu și Ciurea din cazul Alro, cu atât mai mult domnul Iacobescu este de admirat, de respectat și de apărat în momentul acesta, pentru că pe mine asta mă supără cel mai tare, că sunt niște oameni în țara asta, respectiv oamenii politici care se află acum în anumite funcții, chit că sunt ei orice, orice în momentul ăsta, de la primar de comună, primar de... Deci iau pe cei mai mărunți, nu mai zic de parlamentari, de miniștri, de acest prim-ministru care se vrea președintele României. Au fost trimiți, au vrut să facă politică, nu i-a obligat nimeni. Au fost aleși cu multe voturi în spate și li s-a dat un mandat. Dacă n-ai curaj
du-te acasă, ascunde-te după fustele nevestei ale soacrătii. Dar când vezi că sunt oameni ca domnul Iacobescu, ca doamna Ciurea, domnul Iacobescu nu e de sine stătător, poate are copii. Poate are copii, poate copiii au cariere pe care le riscă în momentul acesta. Înțeleg că fiica dumnealui este chiar în sistemul judiciar. Poate riscă foarte mult și își pune la vârsta dumnealui problema. Dumne, ce mă bat eu în momentul ăsta dacă un asemenea nu e nimeni lângă mine? Dumnealui asta vede. Cine-i doamna Ponea care i-a luat dosarul? Unde am auzit noi de doamna Ponea? Păi a venit soțul doamnei Ponea, șef de poliție la Mehedinți, prin domnul Duicu, baronul PSD de Mehedinți, cu CV-ul la cancelaria domnului Ponta, să fie pusă ce? Șef la DNA sau la parchetul general? N-au pus-o, dar oare chiar este departe de sistem doamna Ponea sau a fost preluată? Că așa cum a fost preluată Chioveși, e bună Chioveși, e bun Șolaru, e bun și Licu, e bună și Bica și uite ce a rezultat din ce a făcut domnul Ponta acum 2 ani. A rezultat sistemul de acum care este perfect la fel ca înainte de. Ce s-a schimbat acum? Au făcut anchetă cu adevărat? Dumnezeule, ce trebuie să se mai întâmple în acest dosar? Avem informația clară legată de cum l-au mușamalizat. Avem informația clară că un serviciu special, presupun eu 2 și un sfertul și nu cred că greșesc, serviciul de informații al Ministerului de Interne, mi-a fotografiat pe ea, intrând cu șpaga și ieșind fără ea. Sau ce s-a întâmplat cu fotografiile? Au dispărut de la dosar. Păi nu le poate da 2 și un sfertul înapoi, zic, dacă le cere cineva, nu le cere nimeni. Mai departe, ce s-a întâmplat cu acest dosar? Avem tot soiul de informații, au apărut interceptările, au apărut public, da? Și abia atunci s-au mișcat procurorii, pentru că până atunci le depusese domnul Abraham și n-au făcut nimic cu ele. Mai departe, avem informația legată, repet, de doamna de la bancă, care e martor important. O fi acea bancă, îmi dădea Bianca Naie înainte de emisiune, informație importantă. Toate creditele domnului Băsescu sunt la... De la BRD Mangalia. O fi această doamnă de la BRD Mangalia, că poate nu trebuie să o caute în toate băncile, în toate casele de schimb valutar. Poate să duc direct acolo. Ia vedeți, băieți, o recunoașteți, da? Pe șoferul doamnei Chioveși. Repet, poate că omul a luat bani în numele doamnei Laura Cuța Chioveși și dumneavoastră este curată și nevinovată ca lacrima. El caută cineva? Dau o informație. Se numește domnul care este acuzat Cristian Mihai. De la doamna Chioveși a plecat director adjunct la Direcția de Management Operațional din Ministerul de Interne. De acolo a dispărut. În momentul acesta, potrivit informațiilor mele, nu este de găsit acest domn. Dar întrebarea Marta, sau loc, cum adică a dispărut? Marta, loc căuta cineva să-l întrebe. Dom'le, ai te-ai întâlnit cu ăștia? Există o întâlnire pe care a avut-o la Constanța cu niște cetățeni din Slatina care aveau un Q7? Îl întreabă cineva? Nu-l întreabă nimeni. De ce nu-l întreabă nimeni? Pentru că procurorii doamnei Chioveși de astăzi, cu doamna Chioveși în frunte și cu domnul Nițu, care dă așa la 2 săptămâni, 3, 5, 7 de la izbucnirea scandalului, în comunicat blegit. Domnul Nițu, pe care împreună cu Adrian Ursu l-am întrebat de săptămâna trecută și l-am rugat să ne dea un răspuns până la emisiunea secvențială de duminică. Domnul Nițu ne-a răspuns prin biroul de presă că nu ne poate răspunde, că are altă lucrare în desfășurare. Am întrebat pe domnul ministru al justiției, Robert Kazanciuc, ce faci cu situația asta? N-am primit niciun răspuns. Am întrebat-o pe doamna Laura Cuța Chioveși însăși. Cum explicați inactivitatea în acest dosar din 2011 încoace? Cum explicați că ați avut înregistrările și n-ați făcut nimic cu ele? Cum explicați și așa mai departe? Niciun răspuns. Doamna Laura Cuța Chioveși, care este procuror șef în România, n-are nicio obligație să dea răspunsuri opiniei publice. Dumnezeu este trebuie acolo să, pentru că o ține nu știu cine. După pauză, am să vă dau 2 lucruri esențiale, vitale, pentru înțelegerea tuturor aspectelor acestei anchete mușamalizate și îngropate. Interceptările telefonice, pe de-o parte, iar pe de altă parte v-am prezentat într-o seară cu plutonul de execuție al sistemului,
În ziua în care procurorul Iacobescu se află că este pe această pistă, că investighează cu Mircea Băsescu la 300.000 de euro pentru intervenție în justiție, în ziua respectivă, plutonul de execuție primesc ordin să-l compromită, să-l execute public pe magistratul Iacobescu. Spun că este nebun, spun că este labil, spun că este impostor. Toate lucrurile pe care le știți. Un colonel, un om în vârstă, săracul, și un individ care nu se știe nici până în ziua de astăzi ce caută în spațiul public. Domnul cu cartoful pe față. Întrebarea este, ce se întâmplă în emisiunea aia? Păi sună doamna Ponea. Noi am văzut partea cu execuția. Nu vedem, n-am văzut amenințările doamnei Ponea la adresa procurorului Iacobescu și motivele pentru care îi ia dosarul. Vedeți dumneavoastră că în momentul în care începe cu tremurul, nu mai poți să ții șandramaua. Sunt atât de multe lucruri, atât de mulți pereți care troznesc din toate încheieturile. Sunt atât de multe legături neregulă și în momentul în care începe cu tremurul, începe să iasă adevărul la iveală. Eu, desigur că n-am cum să nu înțeleg și să respect ceea ce s-a spus în această emisiune și lucrurile pe care le vom analiza, însă mărturisesc că am o minimă satisfacție. Că după toată această anchetă, forțați adevărat, forțați de dezvăluirile noastre, forțați de dezvăluirile procurorului Iacobescu, astăzi s-a dispus din ordinul Procurorului General al României și din ordinul CSM-ului anchetarea spuselor, să se meargă pe firul spuselor procurorului Iacobescu să se descopere. Noi o să fim aici, dacă nu ne închidă ăștia. Dacă mâine, păi mâine ați văzut, după ce noi am dat filmele cu Mircea Băsescu, l-au chemat pe domnul Dan Voiculescu la DNA să îi spună, domnule, știți, nouă ni se pare că acum 8 ani de zile era unul care avea prea mult acid la apa minerală. Lucruri halucinante. Pur și simplu, fără niciun fel de perdea, răspuns pe față al unui sistem sau a partea unui sistem care este scos din minți pentru că îi deranjezi. Ca să nu vă mai deranjăm, trebuie să ne închideți. Asta este singura variantă, pentru că nu o să vă lăsăm până în momentul în care nu se face lumina aici și să plece toți. Poate zilele astea unii se gândesc să iasă public și să spună, domne, am primit un ordin și eu am primit un ordin și eu am primit un ordin și să se ofere din partea politicienilor. Ce pot să facă politicienii? Nu știu, domne, să facă o lege prin care cine recunoaște că asupra lui s-au făcut presiuni, că s-au făcut și recunoaște public și mărturisește chestia asta, să fie absolvit de vină sau să se găsească o formulă. Dar trebuie să se facă lumină în această chestiune. Nu putem lăsa așa. Revenim după pauză cu noi dezvăluiri și noi comentarii. Rămâneți cu noi. E procuror, dacă e un om normal. Noi trebuie să lămurim dacă ăsta e nebun sau nu. Acest om este un impostor, urmărit penal pentru instigare la fals material și în scrisul oficiale. Scrieți, domnule Mare, acolo. Instabil, cum a zis Grigore Cart. Ați fost prins cu trafic de aur 85 kg. Am primit informație de la un fost ministru al justiției ca să fie... Nu, să-i dau numele, că e sursa mea. Zice că a fost exclus din magistratură și ați contestat. Domnule, și că așa s-a întâmplat povestea cu asta. Adică... Cum ați decis și de ce ați decis abia astăzi să-i luați dosarul sau domnului Iacobescu? Această cauză privindu-l pe Angel Sandu nu a fost preluată astăzi. Cauza a fost preluată în cauza în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. A fost preluată acum 10 zile de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. În două dintre aceste cauze, care nu-l privesc de altfel pe Angel Sandu, din Bercea Mondial, procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, deja efectuează urmărirea penală față de Angel Sandu în cauza pe care noi am preluat-o acum 10 zile. Nu, n-a avut nicio legătură, Robert, cu povestea asta cu Mircea Băsescu? Nu, nicio legătură. Nu, n-are nicio legătură cu... Eu nu știu ce declarație a făcut domnul procuror Iacobescu, probabil își va asuma răspunderea pentru declarațiile pe care dumnealui le-a făcut. Din actele de urmărire penală care s-au efectuat până în prezent, în cauza în care se efectuează cercetări față de Angel Sandu pentru infracțiune de evaziune fiscală și spălare de bani, nu au rezultat
Indicii s-au date cu privire la implicarea unor alte persoane în asemenea cauze. Nu știu în ce context domnul procuror Iacobescu și, repet, își asumă răspunderea pentru declarațiile pe care le-a făcut. Domnul Iacobescu, cu ce, nu înțeleg, cu ce dosar a rămas și ce dosar refuză să dea, tu nu înțeleg. Refuză probabil să dea dosarul, dosarul privind tentativa de omor, în care dumnealui nu a finalizat urmărirea penală. Dispozițiile legale care îmi permit preluarea nu mă obligă să motivez rezoluția de preluare. Cel puțin două motive vă pot spune. Ieșirile în public, în mod repetat ale procurorului de caz, au ridicat, spunem noi și spun eu, grave suspiciuni în spațiul public privind soluționarea cu obiectivitatea acestor cauze. Iar în al doilea rând, inculpatul aflat în stare de arest, credem noi că față de acesta, soluționarea cauzelor trebuie să se facă cu celeritate. Dacă dânsul, domnul procuror, refuză, cum se rezolvă? Îmi spargeți birou, nu înțeleg. Refuzul procurorului de a preda aceste dosare constituie abatere disciplinară. Există o dispoziție potrivit căreia dispozițiile date în scris de procurorul ierarhic și în conformitate cu legea sunt obligatorii. Iar procurorii care nu se conformează acestor dispoziții sunt răspunzători pentru abaterea disciplinară, îndeplinirea cu rea credință a sarcinilor de serviciu, motiv pentru care va fi sesizată inspecția judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, competentă să efectueze cercetarea prealabilă. Domnul acesta Iacobescu declara pe una din interceptări, inculpatul spunea, referindu-se la Bergea Mondial, stați liniștiți că îi se va lua dosarul și uite că mi s-a luat, zice procurorul. Este grav dacă a făcut o astfel de afirmație. O să fac verificări și în acest sens. Vă dați seama ce carieră ar fi făcut indivizii ăștia în plin stalinism, în anii 50. Păcat, doamna Ponea, că n-ați prins acea perioadă, că vă puteați exercita profesiunea. Pare și atunci era cu justiție. Adică, cum zice că n-a prins-o? Pare să că a prins-o. Pare că a prins o formă adăugită și îmbunătățită. Bun, dar care e concluzia? Domnul Iacobescu a fost trimis la pensie și compromis. Doamna Ponea este bine mersi. După înregistrarea pe care am văzut-o acum, jos doamna Ponea. Să nu mai fie, nu știu cine deține autoritatea, controlul ierarhic. Dar nu mai trebuie să fie doamna Ponea nimic. Pentru că domnul Iacobescu a avut dreptate, ce a făcut a ieșit în spațiu public. Da, cu ce? Cu informații adevărate. Ce a făcut doamna Ponea? A mazilit dosarul. Jos doamna Ponea din magistratură. Jos labele de pe orice dosar de acum încolo și dacă e vorba de un incident minor de circulație. Bianca Naie. Aici sunt mai multe probleme. O ascultam mai devreme pe doamna Ponea și constatam pentru a câta oară că se spun lucruri neadevărate la televizor sau, mă rog, s-au spus. Traiectoria dosarului din tentativa de omor a fost simplă. Domnul Iacobescu, de la domnul Iacobescu la doamna Ponea, de la doamna Ponea la o altă doamnă procuror, Tenatulitu, care l-a soluționat. În această traiectorie, acele monitorizări, filajele Serviciului de Informații al Ministerului de Interne au dispărut. La doamna Tulitu n-au ajuns, iar domnul Iacobescu spune că la el în dosare existau, la un moment dat. Doamna Ponea spune că n-avea nicio legătură cu Mircea Băsescu, nu își asumă răspunderea. Doamna asta minte și spun asta cu toată responsabilitatea. Doamna asta minte, ea a luat un dosar în care existau niște stenograme, niște zeci de pagini de stenograme, aș avea o paranteză de făcut. Există stenograme și din dosarul de evaziune fiscală, s-au făcut monitorizări, deci sunt zeci de pagini. Domnul Iacobescu vorbea aseară de 61 de pagini, alea relevante, dar sunt cu mult mai multe monitorizări în aceste dosare. Deci cineva, un magistrat, nu, a pierdut pe drum niște probe într-un dosar. Doamna ar trebui să răspundă penal azi. Nu le-a pierdut, Bianca, le-a sustras. Le-a pierdut, nu știu, dacă le-a furat, dacă le-a distrus, dacă le-a... Ce... N-ar putea ar cineva să verifice la un birou de la Cotroceni? Poate fotografiile alea sunt înrămate pe la Cotroceni. Poate o doamnă de succes, procuror general al ALDNA, fostă procuror general al României, ar fi trebuit să verifice la momentul respectiv modul în care se predă un dosar penal, mă gândesc, nu? Poate dumneiei, în momentul în care a dat comunicate de presă, trebuia să facă niște minime verificări, dacă nu, cumva avea alte interese în această speță. Asta o dată. Și doi,
Ne întrebai mai devreme ce ni se pare relevant din declarația domnului Iacobescu. Da, mi se pare important de constatat, dacă mai era cazul, pentru a nu știu câta oară, faptul că un sistem mafiot a fost protejat de justiția independentă, de pe care o tot proclamăm, da, la televizor în fiecare zi, din 2011, cel puțin până astăzi. Și nu se întâmplă nimic. Ok, partea Bercea, Mircea Băsescu, a fost făcută publică de familia lui Bercea și așa am aflat că s-au dat niște bani. Dar de bătrân nu s-a mai interesat nimeni, de grupul infracțional a rămas în ceață. Sunt niște infractori liberi astăzi, nu? Care au luat niște bani. Și de care nu se interesează nimeni. Și pe care nimeni nu este deranjat de faptul că oamenii ăia sunt liberi. Au luat bani promițând că vor vinde libertate, nu? Și cum a făcut și Mircea Băsescu. Să mai fie două casete despre care unul dintre oamenii ăștia foarte importanți în dosar, fiul lui Bercea, să spună: domne, sunt casete cu înregistrări, putem demonstra că banii au ajuns la președintele României Traian Băsescu. Cum să nu fii interesat ca procuror să pui toate piesele de puzzle în acest tablou? Este incredibil așa ceva. Ai avea această atitudine, Dana, în momentul în care avea tot interesul să îngropi un dosar și să nu scoți pe piață toate aceste informații, pentru că punându-le într-un dosar penal, mai devreme sau mai târziu devin publice. Și atrag răspundere, exact cum spunea domnul Iacobescu. Atrag răspunderi. Există răspunderi chiar și față de cei care nu au denunțat la timp anumite lucruri. Eu mă întreb, absolut așa, civil, cum să spun, cetățenește, așa mă întreb. Ambasada americană, de exemplu, ar fi interesată? Eu cred că ar fi interesată, nu? Mă gândesc. Nu. Nu? Nu. De ce să nu fie interesată? Adică, eu dacă mă gândesc așa... Mi-a spus mie domnul Bucer, i-a spus și unui suță de la Adevărul, dar cred că doar noi doi am aflat că nu e interesat, că zice că e bine, că sunt curajoși ăștia de la DNA. Păi, ei nu sunt căcăcioși, sunt curajoși, vorba domnului Papa Hagi, dar așa curajoși, adică asta e limpede, nu mai e o chestiune de dezbatere, ei sunt curajoși, fără doar și poate. Totuși, să îl acoperi pe Mircea Băsescu și pe alții atâta timp, cu toate dovezile pe masă, e un act de curaj, adică nu... Da. Așa mă gândesc că tocmai pentru spiritul adevărului și pentru a afla cum ar veni asta adevărul. Nu? Dar cred că ar trebui, da. Și dacă ziceți că nu sunt interesat... Cine să facă asta, Mircea? Eu nu. Cine să facă asta? Întrebarea lui Mircea sigur că e bună. E chiar tendențioasă, adică e... Nu, întrebarea e foarte bună. Acum problema e în felul următor. Ce eu aștept de la ambasada americană să intereseze pe domnul, mă interesează pe mine. Uite, vreau să arătăm ceva, vreau să arătăm audiențele de aseară. Nu e vorba despre noi, e vorba de faptul că pe oamenii din această țară, într-un număr colosal, îi interesează răspunsul la întrebarea asta și responsabilitate. Că îi interesează pe ambasada americană, pe mine nu mă interesează cum își rezolvă, cum și-au rezolvat cazul Watergate, era problema lor. Pe mine mă interesează ca în România, în țara mea, că îi interesează sau nu pe occidentali, pe mine mă interesează să facă. E foarte important totuși, pentru că tot menționez Watergate, există o diferență absolut esențială între scandalul Watergate și ce se întâmplă la noi. Și anume, Watergate începe cu water, care înseamnă apă și care nu are absolut nicio legătură cu domnul Traian Băsescu. De la apa mare, nici cu... Nici cu omul de la apa mare. Domnului Traian Băsescu nu cred că îi place apa, doar o cară, ostentativ de la Sembros. Trebuie să se cheme Icegate. Cum? Icegate. Aici trebuie să se numească Whiskeygate. Domnul Ciuvică, ce vă interesează din ceea ce a spus procurorul Iacobescu? Ce vi se pare relevant? N-am vorbit despre Alro și cred că va fi momentul să vorbim. Dar despre cazul ăsta. Totuși, vedeți? Când ieși și dezgropi, domnul Iacobescu a zis: domnule, stați să vă arăt. E o comoară pentru națiunea română pe care eu știu că a fost îngropată. Și a luat hârlețul și a dezgropat. Și de acolo vedem așa. E un dosar cu interceptări, cu lucruri care arătau foarte clar că Mircea Băsescu a luat șpaga. Sigur că din el au fost sustrase niște lucruri. Nu s-au pierdut, adică Bianca Naide, sigur că folosea o formă de stil pentru a sublinia ceva. El au fost sustrase de acolo. În momentul în care ne uităm la dosarul ăsta e una. Dar Iacobescu vine și spune: dumneavoastră, stați puțin. Ce știți dumneavoastră cu 600 de mii? E o poveste din tot. Pentru că totul înseamnă 2 milioane, înseamnă bătrânul de la București, înseamnă un alt grup infracțional în sistemul judiciar.
Și în momentul în care Răgnea, Bercea din Dubă, că a dat 2 milioane, este exact ce spune Iacobescu cu 2 milioane. Mai avem încă o problemă. Carnețelul luat la percheziție ne arată că în campania electorală Băsescu-Trean a luat bani negri pentru campanie electorală și acolo mai sunt trecute multe alte șpăgi. Apare Dorin Cocoș în tranzacții și cu bani negri de la el la Bercea pentru a lua spațiile comerciale din Slatina. Dumneavoastră, cum vi se pare faptul că în momentul în care dezgropi îți dai seama că nu e doar dosarul Mircea Băsescu, domne, este ceva, e bombă pentru toți ăștia? Este, dar dacă mă întorc la ce mi s-a părut mie mai important din ce a spus aseară domnul Iacobescu, bine, cu Alur o să vedem, e deja un alt subiect care se poate deschide, dar legat de subiectul ăsta, ce a spus dumneavoastră acum, sunt confirmări, că le-am mai aflat prin surse, adică din presă, pe surse, lucrurile aia, cu agenda, cu nu știu ce. Din sigur, presă în sensul de la domnul Adrian Ursu. De la domnul Adrian Ursu, că de aici de față. Dar au fost confirmate ieri și de domnul Iacobescu. Mie, trei lucruri mi s-au părut importante. Faptul că a confirmat și iarăși a confirmat, dar a confirmat serios și a explicat cum stă treaba cu faptul că e vorba de 2 milioane și nu de 600 de mii și e vorba de 3 rețele practic la care s-au împărțit banii respectiv. Asta este important și aici cu apendicul cu bătrânul care... Nu știu, doamna Adina Anghelescu a avut o idee, dar n-a făcut-o publică încă. Și mi se pare o persoană interesantă care ar putea să fie bătrânul ăla. Nu e nici foarte bătrân, dar pare așa dacă te uiți la păr. A fost și ministru, are treabă și cu justiția, și cu Alro, și cu Slatina, și cu Băsescu, și cu toate lucrurile. Deci ar fi potrivit. Deci asta este o idee importantă. A doua idee am uitat-o, de importantă ce era că m-am luat cu bătrânul ăsta, care mi se pare mie foarte tare dacă se adeverește presupunerea doamnei Anghelescu, atunci este foarte tare. O chestiune unde am o problemă cu ce a spus domnul Iacobescu, e cu chestia aia cu 1 ianuarie, poate devansează un pic termenul, că n-are niciun rost să mai stea 5 luni de zile, dacă a început să ne spună lucruri interesante, e mai bine să le spun acum că 5 luni de zile trec greu și n-are niciun rost să mai așteptăm. Sigur că este lăudabil ce a făcut, este un gest de curaj, e la fel de lăudabil ce au făcut cei doi din familia Bercea, Băsică și cu Izaura, că și la ei a fost vorba și de curaj și e la fel de lăudabil, dar nu sunt totuși gesturi eroice. Adică e un... Sigur, îți trebuie puțin curaj ca să te lupți cu sistemul ăsta, dar nu e vorba chiar de eroism în sensul în care poate mai sunt și alții care mai vor să spună și să nu creadă că este ca și cum te-ai duce în Afganistan să te lupți cu talibanii în Bora Bora. Adică poate totuși nu e chiar maximum, că eu vă spun și din experiențele mele de când mă cert cu ăștia de 15 ani de zile, nu e plăcut, am și o familie, am și copii, nu e plăcut așa să știi că ești tot timpul controlat, că ești tot timpul aia, că ești tot timpul pândit să te bage la pușcărie, dar e suportabil, adică cine mai are informații să nu creadă chiar că... îl împușcă cineva. Păi la cum reacționează mediul politic din România... Bun, doamna Grecu, nu mai pot eu cu mediul politic acum, că eu mă concentram să-mi aduc aminte al treilea lucru important. Vă ajut dacă mă ascultați o secundă. La cum reacționează mediul politic din România, da, ce fac cu oamenii ăștia, vedeți? Ce fac cu oamenii ăștia, într-adevăr, pare un act de curaj, de mare eroism. Păi uitați-vă, vă rog frumos, bine, doamna Grecu, nu vreau să intru în polemici pe tema asta, că nu mi se pare important nici cu mediul politic în momentul ăsta, nici cu chestiile astea. Bun, am înțeles, dar nu vreți să vă zic eu cealaltă chestie ca să nu o uit din nou a treia? Nu uit eu ce voiam să vă zic acum. Așa, spuneți-mi, cu mediul politic, da. Vă rog. Totuși, primul ministru al României, să știți, în persoana căruia se pun foarte multe speranțe, s-au pus foarte multe speranțe. Cine și l-a pus să se discute acum? Că eu dacă nu mi-am pus multe speranțe, n-am nici mari probleme, zic. Vi le-ați spus pe parcurs, la început. Nu, eu nu mi-am pus niciodată. Sunt mult prea bătrân ca să-mi pun speranțe în cineva. Eu, uite, de exemplu, ce mi-am pus. Eu chiar la bătrânețea mea și spre rușinea mea mi-am pus mult mai multe speranțe de prost ce sunt în Antonescu, nu în Ponta. Și uite ce s-a întâmplat cu Antonescu.
ce să mai impun în Ponta? Dar eu mi-am pus speranțele că o să-l facă Iohannis Varză și uite că l-a făcut. Aia și eu mi-am pus speranțele și de data asta m-a satisfăcut domnul Iohannis. Atunci când au fost interceptările și cazul Duicu la ușa primului ministru în Palatul Victoria... Aia o vrăjeală. Dați-mi voie să vă spun. Vă spun primul ministru al României, care era primul ministru și atunci, înțelegeți, când se întâmplau cu procurori și cu interceptări... Aia e o vrăjeală, vrăjeală, acolo e vorba de niște pile, pile se pun în România de când există nu România. Nu vreți să știți ce vreau să spun. Nu văd care e legătura. De data asta intuiți greșit. Am vrut să spun că primul ministru al României, care era și atunci prim-ministru, a spus cu subiect și predicat că sunt procurori care acționează ca instrumente politice. A făcut afirmația asta ca prim-ministru al României. A făcut afirmația asta legat de dosarul în care se presupunea că ar fi putut să fie agățat, că face nu știu ce face trafic de influență, că îl ascultă pe Duicu, că să pună pe unii nu știu pe unde. Acum, în seara asta, în cazul Iacobescu, în cazul Bercea, în cazul Mircea Băsescu, în cazul familiei prezidențiale, același prim-ministru al României s-a ferit să facă orice fel de declarație. Care este explicația? Care este explicația? Atunci nu era știu, un amestec nici nu mă prea interesa. Poți să revin la a treia era... chestie, că da. O uit din nou. Și mai ales cei care lucrează în zona asta a justiției spun că aia, așa ceva, nu-și imaginau că se poate întâmpla. Chestiunea cu perchiziția. O perchiziție începută cu sute de polițiști mascați în zeci de locuri, care se desfășoară în zeci de locuri, să fie oprită în desfășurare și să fie blocată toată chestiunea asta legată de perchiziția aia, asta iarăși este un lucru foarte important din cele relatate ieri de domnul Iacobescu și care iarăși trebuie anchetată. După aceea, cu mediul politic, v-am spus, eu mă preocup mai puțin acum, cu mediul ăsta alt, să vedem, că știți că vorbeam acum două seri. Eu, ca să nu mă lamentez atâta de mediul politic, ne-am pregătit, nu eu, și cu colegii mei de la GIP, ne-am pregătit să le facem măsura plângere penală. La Nițu, că n-aveam cui să-i facem lui Chiove și altcuiva plângere penală și o avem acolo. Cam pe jumătate, trei sferturi e redactată și probabil că o să o facem oricum dacă se lălăie. Mai ne trebuie, vrem să mai așteptăm, că înțeleg că mai sunt stenograme, ca să documentăm faptul că am ușamalizat dosarul, e abuz în funcție, e favorizarea infractorului și nu știu, mai e o chestiune pe care îmi scapă mie acum, de care eu sunt convins că au fost vinovate două persoane, sigur. Ponea asta fiind de la Craiova și Chioveși, care era șefa lui Ponea, și așa ceva nu se putea face fără Chioveși, teoretic vorbind. Practic avem și două argumente. Unul, ni l-a spus iară domnul Iacobescu, dar cred că s-a mai vorbit de el, faptul că el s-a plâns de faptul că îi se ia dosarul la Chioveși și Chioveși i-a răspuns pe fax în 30 de minute că e foarte bine că ți-l ia marci acasă și era cu jandarmii la ușă când se întâmpla chestia asta. Și a doua este ce ați prezentat dumneavoastră cu cronologia aia, cum a dat biroul de presă al lui Chioveși și a dat comunicatul la 3 noaptea că i s-a luat dosarul lui Iacobescu. Deci era în cunoștință de cauză și supervizau asta. Noi o să facem plângere penală dacă va fi nevoie. Văd și eu că până la urmă s-au mișcat ăștia de la parchetul general și fac ei ancheta. Aia trebuie să se întâmple, lăsând mediul politic la o parte. Nu ministrul justiției, ba, nu tata lui Ponta. Ministrul justiției, domnule, o secundă, că îmi spuneți după aia dumneavoastră cu ministrul justiției. Băi, nu tata lui Ponta, trebuie să facă procurorul ierarhic superior în momentul în care e de a face nu cu o chestiune administrativă unde ar fi fost treaba ministrului justiției, da. Nu cu chestiuni de asta de control de aia cu magistratura, ci sunt fapte penale comise de niște procurori. Și da, asta trebuie anchetate de alți procurori. Putem face un meeting să cerem desființarea Ministerului Justiției? Adică, înțeleg că el este o instituție inutilă, da? Grija pentru banul public, de pildă, dacă nu se aprobă reducerea CAS, relansarea economiei a României s-ar putea face până economisirea banului de la Ministerul Justiției, care e inutil. E cum să nu mai supraveghezi de domnul Chiazanciu potrivitului Ponta activitatea? Dacă vă gândiți că e inutil, sigur că puteți să faceți. Este inutil, ne-a spus-o și domnul Ponta astă seară, ne-o spune prin activitatea sa nulă. În chestiuni de dosare penale strict, ar trebui să fie inutil, să știți, după domnul părerea mea. Ciuvică, nu ar trebui să aibă nicio treabă cu anchetele în desfășurare. Eu absolut nicio perfect, treabă. Eu vă înțeleg perfect.
Îmi dau seama că nu e ușor să apărați o astfel de cauză care e pierdută. E cauza în care cred eu. Cum să aibă ministrul justiției dintr-o țară normală treabă cu anchetele în curs? Ministrul justiției dintr-o țară normală, inclusiv din România, este membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii. Foarte corect asta, dar asta n-are legătură cu anchetele în curs. Ascultați-mă și pe mine un pic, adică v-am zis că e greu să apărați cauza aia, dar dacă n-ascultați... Dar mie mi-e foarte ușor, că e cauza în care cred eu, nu mi-e greu deloc. E, asta zic, deci ministrul justiției, în calitate de membru al CSM, putea să sesizeze inspecția judiciară a CSM, păstrând toate relațiile de independență ale justiției, în legătură cu complicitatea lui Köveșii și a tuturor celorlalți care n-au lucrat dosarul 3 ani de zile, care au lăsat după povestea cu omorul toată partea cu Mircea Băsescu în lada de gunoi. Putea să se deranjeze domnul ministru al justiției, fără să impieteze, fără să deranjeze, fără să le șifoneze roba domnilor magistrați, da. Să întrebe, da, băi, putea să facă de ce asta, sigur. 3 ani nenorociților? Sigur că putea să facă asta, dar păi, era... Atâta tot, așa, bun, putea să facă asta, era o chestie pur simbolică, pentru că așa cum... Nu, era pur decentă. Pur decentă. Așa cum am văzut că are un articol pe Antena3.ro și explică doamna Adina Anghelescu, printr-o lege promovată de Predoiu în 2011, magistraților care sunt găsiți vinovați de niște chestii de-astea, de controlul ăsta de la CSM, nu li se poate face nimic dacă au trecut 2 ani de la față. E destul de greu acum să așteptăm totuși foarte multe și de la domnul Cazanciuc. Mai ales, pentru că mai ales a fost că practic adjunctul doamnei, ce să vezi, Köveșii, că erau amândoi la masă când îmi spuneau să mă ocup eu de strategia de comunicare a parchetului. Deci da, erau împreunele. Dacă n-ai vrut tu să te preocupi, nu vezi că se ocupă coloneii? Stai puțin. Să fie trimis înapoi la doamna Köveșii. Te-ai hotărât să accepti? Da. Deci dacă doamna Köveșii mai are nevoie, și eu cred că are nevoie. Pare că are. Pare că are nevoie. Eu acum sunt disponibil. Nu știu dacă domnul Cazanciuc, dacă dânsul mai este interesat sau nu, dar... Oricare dintre ei, deci pe dânsul cuvânt, nu pare interesat de nimic, sincer. Adică. Dânsul nu pare interesat de nimic, e adevărat. Da, apropo, am văzut că prezintă Antena 3 de câteva zile diverse afaceri de spălare de bani din România. În încercarea de a defini ce-i spălarea de bani și cum se face ea. Că înțeleg că există mai multe școli de gândire, adică e spălarea cu detergent, spălarea fără detergent, mă rog, la mașină, de mână. E... Eu constat de pildă că nimeni nu anchetează spălarea de bani cu DNA-ul. Adică spălarea de bani cu DNA-ul, în cazul ăsta o anchetează cineva? Că ce-a făcut Neamu Băsescu, da? A luat niște bani negri de la niște țigani, da? Și pe urmă a zis, ca să îi legalizăm, practic nu-i mai dăm. Și cum nu-i mai dăm? Chemăm mascații, știi? Adică, deci mai spălare adică de bani... instituțiile statului, cum exact, ar veni. Adică mai spălare de bani cu, decât cu DNA-ul, eu nu cred că poate să existe. Dom'le, de cei care reclama aia, cu celălalt detergent mai rămâneau pete, dar numai cu DNA, practic rămâi cu banii curați, curați. Și pata de cafea a dispărut, ca în reclama aia. Este ceva totuși fabulos aici, că vedeți dumneavoastră despre asta n-am mai vorbit, iar Adrian nu s-a aduce în discuție într-un mod foarte corect. Deci... Banii sunt negri, da? Banii sunt negri. La spălarea de bani trebuie să ai niște bani. Mircea Băsescu se duce la Traian Băsescu, probabil realizând, eu știu că trebuie să le ia banii, cum facem să le luăm bani. Se duce la Traian Băsescu, băi, cum facem? Ce du-te la parchet. Se duce la parchet, bună ziua, sunt eu Mircea Băsescu, mă șantajează familia Bercea, interesant. Organizează ea flagrant, nu știu ce, îi spun, îți dai seama că el, probabil că stabiliseră cum stabiliseră la flagrantul ăsta, în momentul în care cel care e pe mână cu DNA-ul sau cu parchetul dă semnalul, ăia intră. Și ăsta tot zicea, gata, ajunge, sau eu știu ce zicea el. Ăia nu veneau. La un moment dat pleacă familia Berce. Băi, de ce n-ați venit? Domnul Mircea Băsescu, de ce trebuie să vă spunem? Nu e niciun șantaj. Pentru că prima dată anul trecut, când a făcut flagrantul cu parchetul, ăia nu s-au dus, că, domnule, nu era șantaj. Știți, domnul Mircea Băsescu, noi v-am mai și... urmărit așa și am văzut că vă înțelegeți foarte bine, adică sunteți la aniversări, tâta mare. Sunteți la aniversări, practic mea să trebuie să le dau niște bani înapoi, deci nu e șantaj. Sau o să înapoi, băi, deci fii atent. Am făcut cu parchetul, ăștia zic că nu e șantaj. Prietene, deci fii atent, te duci la DNA. Păi domnule, dar știi, DNA-ul nu are niciun fel de atribuțiune în chestia asta. E, lasă așa că o să aibă. Pe acolo trebuie să fie... Demnitari, trebuie să fie acte de corupție sau prejudiciu mai mare de un milion. Nu e? Nu e. Ei, lasă așa. Și face flagrantul, ați văzut stenogramele,
de nu știu câte seri zic să prezentăm stenogramele. Mihai, hai să le mai dăm o dată. Da, oricum eu și zic că stenogramele alea îmi spun astea... dă-ne banii înapoi. Da, eu zic emisiunile astea pe care le realizăm cum ar veni, trebuie subtitrate și în engleză. Dacă nu le subtitrăm în engleză... Dar nu vrei să traduci tu, noi vorbim în engleză și traduci. Aș vrea, da. Mai trebuie da, spus zic, ceva și, după... Scuze-mă, numai o secundă. Și continuarea este... Deci, de-aia spălarea este și cu uscare. Știi? Adică e și cu uscare. Știi că există mașini care au și uscător. Uscarea s-a produs prin necăutarea banilor de către parchet. Că în felul ăsta, dacă nici nu da. S-au mai dus... Da, ei sunt plăcut uscați. Ei sunt gata uscați, știi? Adică, deci sunt și spălați pentru bebeluși. Și uscați, că nu s-au mai dus da, să-i caute la Doinița, la Cotroceni, la birou din Porta lui Mircea Băsescu, nicăieri ei nu s-au dus să caute banii. Morman. Vezi, nu s-au dus detergentul, parchetul general mai lăsa pete. De-aia a fost nevoie să vină detergentul DNA cu care zero da, pete. Am arătat și aseară că el în casă și se vede, vorbeam și cu Bianca aseară, primul lucru când te duci la un, într-o incintă în care da. S-a produs ceva, vezi că au ăștia camere de la vedere, au. Păi hai să vedem. Să luăm casete. Hai să luăm casetele. Mircea Băsescu, arată-l o Băsică în casă. Voi am aici un sistem, noi suntem un fel de NASA. Cumva, eu știu, încercând să-l impresioneze pe Băsică, să avem grijă. Să... Dacă ai și ce sistem am eu? O să gândea Băsică în sine lui. Păi da, Mircea Băsescu clar a făcut chestia asta ca să-l impresioneze. Să-l impresioneze, să-l intimideze. Să-i mințile în cap. Bun, mai trebuie spus ceva după intervenția procurorului Iacobescu de aseară. Practic s-au validat în acest moment cam toate afirmațiile celor din familia Bercea, Angel, cum îi cheamă, că interlop, neinterlop, că dosare, infractori, evazioni și așa mai departe. Cert este că după ce am asistat la o lungă perioadă de timp în care această Izaura Angel n-a deschis gura decât asupra lucrurilor pe care le știa, am fost foarte impresionată pentru că oamenii în situații de astea bagă de la ei, exagerează, umflă, cum se spune. N-a exagerat un centimetru. Cu nimic. Am urmărit o serie trecute, o întrebai în legătură cu anumite lucruri și spunea, nu știu eu aici, nu știu, fratele meu știe, sau soțul meu, sau... Dom'le, da, familia sau tatăl. Bercea, bun. Sunt incomparabil cu familia Băsescu. Ăștia nu mint, ăștia așa au gândit ei, domne, cumpărăm și noi că l-a băgat până la părnaie, seară, la... Până aseară, Mihai, nu știa. Când zice de 2 milioane că striga Bercea din Dubă, 2 milioane! Da, strigă Bercea din Dubă. În momentul în care vine procurorul Iacobescu și zice s-au dat 2 milioane, acum ei cu titlu de maximă credibilitate cam tot ce a zis Bercea. Și atunci trebuie să te uiți. Oare nu cumva au ajuns realmente banii la Traian Băsescu? Nu cumva realmente au ajuns bani la Chiove și nu cumva realmente au ajuns bani la Livia Stanciu? Nu, cine sincer, investigează lucrurile sincer astea? Sincer spun, eu nu cred că au ajuns bani la Chiove și nu știu dacă au ajuns la Băsescu, Traian. La Chiove și este însă foarte posibil și aici n-ai cum să nu investighezi chestiunea cu șoferul. Pentru că un șofer, în numele tău, poate să facă tot felul de lucruri. Care poate fi mai mult decât șofer, poate avea o relație apropiată, nu știm nu știu, asta, n-a investigat nimeni. Asta nu mă interesează. Pe mine mă interesează dacă șoferul respectiv sau altcineva din proximitatea doamnei, pentru că aici nu e ce spune Bercea. Aici este ce spune Băsescu Mircea. Mircea Băsescu spune că i-a dat bani șoferului Chioveși. În momentul în care fratele președintelui spune treaba asta, tu mergi pe mâna lui DNA și faci și șantajul ăla, toate lucrurile pe care le faci. Păi nu știu, hai să vedem dacă a zis asta Mircea Băsescu. Ce-o fi cu asta? Îmi pare rău că te întrerup, dar faptul că nu s-a verificat mă face să cred că au ceva de ascuns. Și faptul că insistă în ascunderea tuturor evidențelor și negarea tuturor evidențelor și modul jenant în care s-a terminat această anchetă, da? Modul jenant în care au înțeles să trimită în judecată familia Angel la Constanța, mă face să cred că au foarte multe lucruri de ascuns, că sunt foarte multe, foarte mulți scheleți în anumite dulapuri. Mianca, întreb și eu, sunt în momentul acesta în România judecători arestați pentru că au luat șpagă? Păi dacă sunt, eu de ce trebuie să cred că un alt judecător, indiferent ce funcție ocupă el și cine e, este ferit de orice dubiu? Eu vreau sincer să fie chemată doamna Stanciu, vreau să fie întrebat Bercea prin ce șofer i-ai dat doamnei Stanciu, că poate e nevinovată doamna Stanciu și mai este un șofer vinovat și în cazul ei. Repet, în cazul doamnei Chioveși, poate că este curată și nevinovată ca lacrima și acel individ a luat în numele ei. Viața e plină de astfel de exemple. Da, dar omul acela nu este că căutat. Că poate șoferul avea la rândul lui un șofer. Poți să te gândești și la asta. Dar eu am o întrebare. În condițiile astea, justificarea menținerii în arest. În arest.
a celor care sunt acuzați de șantaj când s-a dovedit că nu era șantaj, adică că banii fuseseră dați și ceruți înapoi pentru lipsa de prestații. Este un alt instrument de șantaj. Da, că de fapt, de doamna Izaura, ce a spus? Că de domnul Mircea Băsescu se ne dă bani înapoi. De ce se mai continuă, Adrian? Păi răspunsul este foarte clar. Ca să nu se ducă Băsică sau care dintre ei mai deține alte înregistrări, să nu se ducă să le scoată. Pentru că omul a zis, dați-mi voie din închisoare, cu polițiști, sub control, sub ce vreți voi, să mă duc să le dezgrop. Nu e bine. Și nu i-au dat voie. Avem interceptările pe care le-a evocat aseară procurorul Iacobescu. Mircea, vrei să le dăm la mine emisiune sau la tine emisiune? Eu zic că să le dăm în orice emisiune, doar că să le dăm. Deci să le dăm. Asta ar fi o idee bună, să le dăm. Ai vrea să le dăm acum? Aș vrea să le dăm chiar acum. În ce emisiune considerăm că le dăm? În absolut, în emisiunea Danei Grecu. Emisiunea Danei Grecu. Poate. Bine. Are și ea treabă cu mine. Să dăm interceptările la care făcea aseară referire procurorul Iacobescu. Și vedeți, noi dăm la ce avem acces. Da, fotografiile alea cu filajul, da, martorii sub acoperire. Eu zic că o să avem acces și la alea, părerea mea, da? Că o să avem, da, da. Bine. Păi atunci hai să dăm prima dată interceptările în această seară la care făcea referire procurorul Eugen Iacobescu. 2 milioane de euro. Atât a plătit Bergea pentru a ieși din penitenciar. Suma a fost confirmată și de procurorul Eugen Iacobescu într-un interviu exploziv la Sinteza Zilei. Bergea Mondial din închisoare, prin intermediul soției și a fiilor, a acționat în trei direcții. Sunt trei direcții acolo care trebuie să fie investigate. Așa. Înțelegeți că suma e adevărat ce a zis ăla, că l-a luat pe gura pe dinainte. Sunt 2 milioane de euro acolo dați. Sunt 2 milioane de euro dați acolo? Sunt trei direcții prin care a acționat. N-a acționat numai cu domnul Mircea Băsescu. O direcție este Mircea Băsescu? Da. Sunt trei direcții prin care a acționat. Cu un bătrân de la București. Și a treia direcție este în zona judiciară sau politică? Doar atât să-mi spuneți. Judiciară. E un grup infracțional. Sunt trei inși care i-au luat banii lui. Dar cineva competent, un procuror care să s-a renicit să se plece asupra dosarului, să ia aceste înregistrări și va vedea. Însă speranțele i-au fost înșelate chiar de către cei care i-au încasat banii. Fratele prezidențial Mircea Băsescu, bătrânul de la București, dar și nume sonore din capitală. Negocierile erau cunoscute încă din martie 2011, de când procurorul Iacobescu a prins primele fire de informații privind șpaga ce urma să ajungă la familia Băsescu. Toți oamenii ăia mari au spus să stai liniștit, să nu faci ceva, că se rezolvă. Să te duci, discuți cu oamenii ăia, unde ai fost cu Băsica. Am fost acolo și am dat la unul dintre ei 5 milioane. Urmează să vină la tine avocații, cei de la Craiova. Nu te mai enerva, să nu pățești ceva. Am fost la toți oamenii ăia mari și la cel de la apă. Și toți au spus să fii calm și să ai răbdare. Ai grijă, dacă mor, să dai la toată presa ce se întâmplă aici. Nu-mi faci cerere de eliberare provizorie? După ce se audiază martorii. Să te duci la Marian Căpățână și să vorbești cu el. Nu-i mai spune numele. Ia pe maci și pe copiii ei și du-te la românul ăla cu 500.000 la tine. Te duci la românca aia care a botezat-o pe fica lui maci și îi dai 500.000 și îi spui să te ajute. Eu merg în fiecare zi și discut cu ei. Te duci la omul ăla mare, îi dai 500.000 și îi spui să mă scape că sunt bolnav. Să-i faci copii după toate documentele. Mă duc, dar numai să mă primească. Stenogramele din acea vreme interceptate de SRI arată în mod clar că Bergea a încercat să-și cumpere libertatea din mai multe locuri. Te duci la românul care ne-a botezat pe fata lui Maci și îi dai 300.000. Te urci în mașină cu Maci și cu copiii și îl aștepți la poartă până vine. Și îi spui că nu mă poate scăpa nimeni decât fratele lui. Vorbești cu el și îi spui că în afară de banii pe care îi dai acum, îi mai dai încă 400.000. M-a sunat omul cel mare și mi-a spus că nu poate ajunge, că are alte treburi. A spus că atunci când ne va chema el, atunci să mergem. Ba chiar s-au realizat și filaje la casa lui Mircea Băsescu, iar soția lui Bergea a fost filmată intrând în vila lui Mircea Băsescu cu sacoșa de bani, sutele de mii de euro aduse pentru libertatea soțului. Mi-a spus că trebuie să ajung neapărat la cel care ne-a botezat copilul. Cel care urmează să ne boteze? Nu, fratele celui mare de la oraș care ne-a botezat unde am fost aseară, la Apa Mare. A vorbit și Birea cu el. Și? A vorbit cu el despre tine și a spus că cel mai mare de la București trebuie să te pună în libertate. Tot din interceptări aflăm că a doua tranșă de bani către Mircea Băsescu s-a dat în incinta unui hotel din Constanța.
Am vorbit cu omul acela la care ne-ai trimis tu la el. Am fost la el și a spus că el în două zile te scoate în libertate. A cerut banii de la noi și a spus să nu-i dăm direct lui și să-i lăsăm la un hotel. Nouă ne-a fost frică. Mama s-a dus la omul de la apă și a vorbit cu el. Și i-a spus să nu-i dea niciun ban, că este informator la securitate și... A venit la noi aseară căpățână și am stat cu el de vorbă. Și a doua zi a venit la noi să-i dau numărul dosarului. Și va merge acolo unde trebuie. Și într-o săptămână, două, se rezolvă. Când vine Marian Căpățână să-i dai 100 de milioane pentru avocat. Dar mai bine te duci la Tănăsescu, la cel cu pâine de lângă noi. Da, am fost și mi-a spus soția lui că nu poate face nimic. Urmează ca eu să merg să discut cu omul de la apă și cu cel de la magazinul de pâine de lângă noi. Cu toate aceste discuții aflate la dosar, procurorul care a preluat ancheta de la Iacobescu nu a avut nici cea mai mică urmă de curiozitate să vadă ce s-a întâmplat cu șpaga plătită de Bercea. Semn că acesta a fost singurul motiv pentru modul brutal în care i-a fost confiscat dosarul. Dar acolo la apă, unde ai fost tu cu Maci, ce ai făcut? Și ăla a spus că este bine și eu diseară mă duc acolo. Și nu ai mai discutat cu el? Interesant este și faptul, spune procurorul Iacobescu, că la un moment dat toate cele trei direcții pe care acționa familia lui Bercea au avut un numitor comun, celebrul bătrân de la București. Cu acest bătrân, familia lui Bercea vorbește direct. Am vorbit cu ăla, știi tu, bătrânul din București. Cu omul nostru? Da, și a spus să mai merg la el împreună cu fetele. Hai, du-te! Eu plec mai pe seara acolo la el și dimineața îl întâmpin la poartă când intră în curte. Să nu te duci fără 500 de mii la el și lași banii acolo. Nu iei înapoi. Îi spui că am spus eu să nu-i mai iei niciun ban înapoi. Nu știi că a mai fost și nu a vrut să-mi primească. Banii îi lași la femeia lui. Concluzia. Banii s-au dat, promisiunile nu s-au îndeplinit și toată târguiala s-a terminat cu dosare penale de ambele părți. Singurul care pare să nu fie atins de tot acest imens scandal rămâne misteriosul bătrân de la București, de la care familia lui Bercea nu s-a grăbit să mai ceară vreun leu înapoi. Oare de ce? Da. Păi de ce? Cine ar putea să fie bătrânul de la București? Cine credeți că este bătrânul de la București? Un om din București care să fie și bătrân. Adică asta ar fi, nu cred că e ironică, știi? Că de obicei unui pălugi se spune micuțul, știi? Adică porecla. Nu cred că aici e, adică nu cred că e un adolescent. Cred că e unul bătrân și eu cred că, bine, asta e speculație. Eu aș bag mâna în foc cine e omul bătrân. Nu știu dacă, așa cred eu, dar nu mă bazez pe nimic, e pur instinct. Asta știți la cine se referea doamna Anghelescu, domnul Ciubică? Da. Știți? Da. Nu știu că ea spune, dar nu pot să, dacă am zis că a fost ideea doamnei Anghelescu, după aia se supără pe mine dacă spun eu. Dar ar putea să fie, nu, bătrân. Adică e să luăm bătrân. Așa o listă de bătrâni din București. E chiar bătrân, așa, adică nu e... Bun, deci Viorel List n-are cum să fie. Deci asta, deci îl scoatem... Chiar Viorel așa List. De bătrân. Irinel se apropie la vârf. Greu de crezut. Da, nu știu, adică bun. A, nu luăm poate așa, să fie el. Nu știu, absolut întâmplător acum așa... ăsta, Vlad Petreanu. Nu. Deși se califică așa ca... Rădulescu ar putea fi? Nu știu, zic. Adrian Rădulescu la dracu, cu Nana. Nu, nu. N-ar putea fi. Nu, na. Că nu deci se ocupa asta. De asta, el era cu bine, terenurile asta. Atunci, acea perioadă. Da. Atunci lista mea de bătrâni se oprește aici, dacă puteți să continuați. Nu mai știu bătrâni. Un criteriul după care trebuie căutat e chiar cel din finalul materialului. Faptul că familia Angel nu a căutat să recupereze banii de la acest om spune totul. Deci au avut curaj să ducă peste Mircea Băsescu, nașule, dă-ne banii înapoi, că tata stă în închisoare și dumneata mănânci din banii lui. După Căpățână. S-au dus după Căpățână, da, erau, stai înapoi. Puțin, da, cu Mircea Băsescu era un relații. El, Mircea, vorba aia, se băsise în scăldătoare la botez, adică aveau alte relații. Poate omul bătrân nu se trăgeau de brăcinar cu el. Familia Angel a înregistrat inclusiv pe fratele președintelui. Pe bătrânul ăsta nu l-au înregistrat sau nu ne-au dat înregistrările. Păi, și atunci, păi da, da, și atunci dacă era cu părul alb și fost ministru și cu legătură cu justiția sau consilier prezidențial... Poate era cu părul chel. Poate îndrăzneau să-l înregistreze. Nu. Dacă era cu părul chel, s-ar putea să nu Mircea. Și atunci s-ar putea ca asta să fie explicația. Era băiatul cu părul deloc, cum zicea colegul Rache. Adică dar, bătrânul să fie o chestiune de grad, nu de vârstă. Am înțeles, dar pe de altă parte, eu așa am înțeles din toate aceste interceptări și că domnul ăla Căpățână livra, s-a ocupat de relația cu omul în vârstă.
Ăla care spunea din dubă, suntem nevinovați total. Ăla așa de zicea, ții minte, nu? E, eu, el, prin ăla am înțeles că se dădea mormanul la omul bătrân. Adică ei erau pe partea de direct rudenie. Sau indirect? Exact. Înțelegi? Nu, aia cu, direct, aia cu direct sau indirect a zis-o explicit legată de Băsescu. Da. Nu, nu, bătrân, tânăr, cum... Nu, nu, de Băsescu. I-a dat lui Frasu și a zis, da, nu, prietene, direct. Căpățân a zis asta. Căpățân a zis asta, asta. Da. Deci aia cu indirect se referea la frasul lui Mircea Băsescu. Da. Dar se ducea și Căpățân, într-adevăr, susținea că se ducea cu niște bani la București, ori împreună, ori fără Mircea Băsescu, asta n-au lămurit. Dar ați văzut că într-una din înregistrările alea mai vechi, ăsta Băsică îi zice lui Mircea Băsescu că el nu mai dă la nimeni? Deci discuțiile cu Mircea Băsescu vorbeau probabil de direcțiile alea de care a zis aseară Iacobescu. Că e o înregistrare care Băsică îi zice lui Mircea Băsescu la un moment dat: domne, gata, nu mai dăm la nimeni, mergem doar aici, vă aduc totul. Și îi zicea, vă aduc toți banii, dar dumneavoastră. Și Mircea Băsescu zice să nu mai dea la alții. Să-i țineți aici, nu? Și Mircea Băsescu îi zice să nu mai dea la alții. Deci lucrurile vin și se leagă în chestia asta. Foarte bună observație și a unei și a lui Mugurciuvică. Deci Mihaela caută pe înregistrări. E fabulos asta. Nu erau asta. Primele, au fost din al doilea sau al treilea rând de înregistrări. Nu. Este din birou, din primele înregistrări, că le știu pe din afară. Este din birou, dar cred că nu au fost date în prima seară. Mă rog, să nu ne încurcăm. Nu știu dacă a fost dat în prima seară, dar e din birou. Le-am dat în fiecare seară. Ba da, sunt în calupul de... Sunt în calupul din birou. Și Mircea Băsescu îi spune lui Băsică așa: nu mai da niciun ban nicăieri. Și Băsică zice, îi aduc toți și îi las aici, dacă vreți. Exact. Deci Mircea Băsescu știa că e mai mari și pe alte variante. Și știa și ce variante. Știa și ce variante? Eu deduc că da. E ce să nu mai dea niciun bani nicăieri? Dar de ce nu zice să nu mai dea niciun bani nicăieri? Ei, că vroia să descurajeze corupția, cred. Era lezat de justiția independentă, nu? Da, exact. Plus că dacă dai bani așa la toată lumea, mie ce-mi rămâne? Adică dă-mi mie, bă, toți mai fi tâmpit să dai așa... Bine, asta în planul 2, dar mai întâi vroia să descurajeze corupția. Sigur. Pierdea comisionul de intermediere. Deci, de atunci practica a rămas în anale că familia Băsescu luptă împotriva corupției. Da. Da, pentru că Anale și Băsescu au o legătură strânsă chiar și din punct de vedere logic și lingvistic. Dar să știți că în orice stat din lumea asta, când un procuror se ocupă de un caz care vizează familia prezidențială, deci nu, trebuie să-l vedeți pe Mihai acum. Nu trebuie. Te rog, continuă, doamna. Când un procuror se ocupă de un caz care vizează familia prezidențială, sunt... Nu se poate. Am făcut o criză de râs pur și simplu. Tu, auzi, stai puțin, uite, ca să poți să continui. Tu zici ceva de Ponta, te rog, acum ar fi momentul să zici ceva de Ponta. Voiam să zic așa, că atunci când un procuror se ocupă de un caz care vizează familia prezidențială, instituția ale țării respective, că sunt parte din parlament, că sunt ONG-uri, că sunt... Se lipesc de acel procuror ca el să... Se lipesc ca protecție de acel procuror ca el să-și poată face meseria, pentru că pârghile pe care le are o familie prezidențială, care are la dispoziție serviciile secrete, care are la dispoziție procurorul general al României, care are tot felul de oameni peste tot băgați, pentru că îi numește președintele, sunt foarte mari, influența este foarte mare. Așa cum un om, când în justiție nu-și mai găsește dreptatea, se duce la comisia parlamentară care se numește petiții și lasă dosarul lui de la instanță, lasă acolo și zice: domne, uite, am fost, mi-am căutat dreptatea, ajutați-mă, protejați-mă, sistemul mă mănâncă. Dacă... Asta e ideea. Cine asigură în acest moment, adică ce instituție, ce for politic, ce partid, ce oameni, ce ONG-uri, cine asigură protecția unui om care face niște dezvăluiri care ar trebui să se lase cu demiterea de urgență a președintelui României, cu arestarea? Clipa de față doar Antena 3 și cravata lui Băsică. Cine face? Adică, în afară de Antena 3 și cravata lui Băsică, numai care vrea nimeni să asigură dezvăluiri, această protecție în fața presiunilor și abuzurilor de tip judiciar și politic. Și din nou ne întoarcem că aici ar fi treaba ministrului justiției. Dumneavoastră ziceți că de-aia nu anchetează nimeni, că nu se simt
protejați de Parlament? Eu vorbesc de faptul că domnul Iacobescu a făcut dezvăluirile astea. Nu, domnul Iacobescu e partea aia, dar am înțeles că ziceți de un procuror care ar ancheta familia prezidențială și are nevoie de protecție. Deci mă gândeam că ziceți că nu anchetează nimeni, de fapt, familia prezidențială acum, că n-au protecție. Eu am spus, domnule Ciuvică, altceva. Că oamenii trebuie să fie foarte atenți la ce se întâmplă acum, pentru că pârghile unora la putere sunt uriaș mai multe decât pârghile unor oameni care nu sunt la putere. Cazul Iacobescu, domnule Ciuvică, naște foarte clar această întrebare. Cine îl apără pe un procuror care vrea să-și facă treaba? Când lui Iacobescu i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat, să-i se ia dosarele, să fie pensionat cu forța. Mai mult, ce a spus omul? Riscam să-mi pierd și pensia. Că au vrut să mă excludă din magistratură în pragul pensionării ca să nu mai primesc nici pensie. După. Răspunsul cine l-apără pe un procuror deocamdată este doar noi. Deocamdată doar noi. Adică noi așteptăm acum ca niște, cum să zic, ca niște oameni alipiți de regimul Băsescu să judece corect, să ancheteze corect. Eu gândesc că oamenii care nu sunt alipiți de regimul Băsescu ar trebui să fie foarte atenți la ce se întâmplă cu ancheta asta. Adică nu... Dana, iertă-mă, luăm o pauză, mi-a venit o idee. Mi-a venit o idee și încercăm pe pauza asta să vedem dacă ideea se poate implementa, să aflăm cine e bătrân de la București. Rămâneți cu noi, întoarce imediat. Când am venit o prima dată la Matale, a venit cu mama după aceea, cu ea 350.000 după mine, și atunci s-a dat, în primii bani s-a dat lui Matale 250.000 sau din a doua tranșă. Că i-am dat două tranșe, i-am dat 350.000 și i-am dat 250. Și Matale a știut, îmi dat mele două tranșe, știut. Nu, de una. Două tranșe a știut? De una. De aia 350.000 știu, Matale. Nu te știu, dă-mi pe tata afară, te rog eu. Te rog eu mult de tot ce vrei. Scoate-l afară, deci, mă. E clar, da? Nu mai da la nimeni. Nu mai dau nici 1.000 de lei la nimeni. Nimeni. Dacă vrei ți-a după tot să și să-mi ții Matale, să vezi că nu mai umplu pe nicio mână, nu mai dă-mi deci, afară. Acum, nu mai da la nimeni nici 1.000. Lasă-mă cu Marian, că treaba ta ce ai cu Marian, dar nu Marian e problema mea. Da. Problema noastră e tata, mă, să scape tata. Problema mea e Angel Sam. Da. Tu trebuie să te duci, mă, de mult, mă, la treia, mă, să-l forțezi ca să-i dea drumul de mult. La el poți, mă, să-i spui că e fratul. La el poți să te duci să-i spui. E, unde? La Craiova mă duc. Dar nu pot să mă duc eu la Craiova, să mă duc pe eu la... Pe nu, cum să te duci, mă, tale, acolo? Că și dacă te duci, nu-i face nimic. Tot el, că el... Ce? Mai rău fac. Pe vezi? Dar dacă, mă, tale, te duci la el și el trimite, că trimite biletul, că să-i dea drumul, sună și zice nu mai fac recurs. Parchetul, se face decât nu e recurs. Că dacă îi face recurs parchetul, îi mai dă ani. Poate să-i mai pluseze. Dar dacă nu mai face, poate să-i mai ia de ani. Lucru pe care l-am spus și pe care îl repet, eu cred că în mod evident sunt oameni care ar trebui să fie protejați sau care să beneficieze de clemență. Faptul că cea mai importantă afacere de corupție în care este implicată familia prezidențială și alte persoane foarte importante din România este devoalată de familia Angel, eu cred că acești oameni ar trebui să beneficieze de clemență. Încercăm să aflăm și există niște date cu privire la cine ar putea să fie bătrânul de la București. Dar acum nu vrem să spunem opiniei publice variante pe care nu suntem siguri sau variante pe care, eu știu, doar le intuim și nu le, sau avem chiar niște date, dar nu le putem proba. Bun. Oana. O secundă, Oana. Păi dacă în perioada asta au fost monitorizați, în toată perioada asta când s-au virat banii, s-au luat banii, ia banii, du-te, du-i 500.000, nu-i mai lua înapoi, zic că nu-i mai iei înapoi. Zic că nu-i mai iei înapoi 500.000. Da? Îi zice Angel. Zice Angel din pușcărie. El era în pușcărie, era arestat atunci când era monitorizat. Există cu siguranță dovezi, fotografii, filaje, monitorizări, apropo de locul unde s-au dus banii ăștia. Păi ba da, domnul Ciuvică. Nu, pentru că ei au fost monitorizați doar până când i s-a luat dosarul lui Iacobescu. Și dosarul lui Iacobescu s-a luat în 24 martie 2011. La, nu știu, o lună, două, trei de când a intrat ăsta în închisoare. După aia e clar că nu i-a mai monitorizat nici dracu.
Iar monitorizarea aia făcută la Constanța când s-au dus cu sacoșa de bani a fost făcută tot pentru că a fost inițiativa lui Iacobescu cu lucrătorii care să facă filajul. Ori dacă ei n-au putut să acopere toate deplasările ăstora, după aia, oricum, după ce i-au luat dosarul, de-aia i-au luat dosarul, ca să nu mai monitorizeze Eu nimeni. Eu sunt convinsă că toate persoanele astea importante despre care vorbea Bercea în pușcărie, toate aceste locații unde s-au trimis niște bani, sunt convinsă că sunt în știința serviciilor. Dacă apucați să le fac atâta timp cât s-a ocupat de dosar Iacobescu. Sunt dacă convinsă nu, că au fost făcute în perioada asta. Dar, pe de altă parte, fragmentul, e foarte bine că Oana și cu domnul Ciuvica au amintit de această înregistrare și am mai ascultat-o încă o dată. E absolut, absolut foarte tare. Deci nu mai da la nimeni, nu mai da la absolut nimeni, dar pe urmă, când îi spune aduc toți banii la tine, nu zice nu. Îmi infirmă mie teoria. Deci eu care credeam că de fapt el descurajează corupția, el nu o descurajează, că el nu refuză. Adică când zice aduc toți banii la mata aici, nu zice nu, nu, Doamne ferește, ce să caute banii la mine? Nu. Totuși descurajează într-un fel, că una e să fie corupt doar Băsescu și să nu mai fie alți vreo 10. Că și asta contează, numeric, așa. O canalizează, nu... Nu, Finule, eu te ajut pentru că ți-am botezat copilul. Nu, asta este și teza lui Traian Băsescu, de fapt. Nu, asta este și teza lui Traian Băsescu. Fratisu, nu, în sensul că zice, câtă vreme controlez eu, justiția este independentă. În cazul în care justiția intră pe mâinile altuia în afară de mine, justiția nu mai e independentă. Corect. Deci este și teza lui Frasu. Așa încât e din familie. Atâta timp cât banii de șpagă sunt la mine, nu se mai poate da șpagă. Atâta timp cât justiția este la mine, înseamnă că ea nu e controlată de altcineva. Corect. Deci este filonul de gândire al familiei. Da. Am încercat o treabă, dar n-a ieșit în seara asta. Eu totuși sper... Să spun, nu, ce, nu, să spun ce am încercat. Eu sper, totuși, că să aflăm destul de repede și fac aici un apel cât se poate de serios la domnul Iacobescu, care, iată, a început să spună și foarte bine că a început să spună, pentru că în acest moment, în România, nimeni nu este aliat în afară de opinia publică. El nu are aliați în breasla lui. Nu are. El are ca aliat în acest moment opinia publică. Deci eu sper ca domnul Iacobescu să spună și cine este acest om bătrân din București. Dom'le, înainte să moară de bătrânețe, dacă atât de bătrân. Adică ar fi bine să-l prindem cât încă mai poate spune la rândul lui niște lucruri. Că dacă mai stă, cât mai stăm? Adică... Să nu lovească, Doamne ferește, vreun Alzheimer, ceva, că uită după aia, nu mai știe bătrânul. Dacă e bătrân. De la cine a luat bani, exact. Cum a luat, cum asta. Da, din informațiile pe care voi le aveți, este om politic sau e om de servicii? Nu știu exact cum se auzi, zice. Auzi, stai puțin, zice, care e diferența? De servicii sau de serviciu? Cum se zice corect? În cazul de față, n-am ambele variante corecte. Da, la ce, exact, bravo. Dar eu n-am înțeles care e diferența. E om politic sau e om... Care e diferența? Un carnet de partid? Da. Că pe acest diferențiere sau departajare absolut artificiale s-a bazat și Traian Băsescu ani de zile. Normal. Că el a zis, domnule, în Constituție scrie clar că nu trebuie să am carnet de partid. Ori dacă el n-are o bucată de carton pe care să scrie pâmp și pe care el să fi semnat așa, atunci înseamnă că el nu încalcă Constituția. Ceea ce este o prostie, evident. Adică, dar de această departajare sau diferențiere absolut artificială între categorii care altfel se întrepătrund non-stop, din cauza acestei chestii artificiale, și percepția noastră este foarte alterată de foarte multe ori. Că e om politic sau e de la servicii? Păi vorba domnului Joană. Citez. Nici noi nu mai știm cât suntem. Dar cu sunt serviciile. Deci sunt mai multe personaje oricum, pentru că domnul Iacobescu ne-a spus clar că mai sunt alte două piste pe lângă mici. Cu siguranță. Acel bătrân și încă o încrengătură din zona judiciară. Da, da, a spus totodată că cele două, în afară, deci nu cea cu Mircea Băsescu, celelalte două, converg cumva tot spre bătrân. Parcă așa a spus domnul Iacobescu. Da, și e adevărat că și suma, că dacă facem o aritmetică simplă, 2 milioane minus 600 de mii la Mircea Băsescu, rezultă că cei mai mulți bani au fost dați în celelalte două părți. Doamna Tulitu, cea care a preluat dosarul, care i-a fost luat cu forcepsul domnului Iacobescu, doamna Tulitu nu dorește oare să intervină în niciun fel public?
Dânsa la dânsa a ajuns dosarul. Dânsa fiind purtător de cuvânt, deci se presupune că e vorbitoare. Vorbitoare, adică, exact. Adică, deși o cheamă Tenatulitu, dânsa a mai turtit, de pildă, dosarul de evaziune a lui Bercea. Acolo unde suma a fost făcută mică, 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 până la limita cu suspendare, știi? Adică de la 70 de miliarde cât era evaziunea, doamna Tulitu a făcut-o de 3 miliarde ca să-i dea cu suspendare dispărând. Având în vedere... Și amenzi acolo, de 2000 de ron, dispărând de 2000 și factura, de lei. Amenzi de 2000 de lei. Dispărând și una dintre facturile acelea uriașe, despre care vorbea procurorul Iacobescu ieri, care... Și după ce a făcut-o Adrian mică, 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 mică să rezulte cu suspendare, ce spune procurorul Iacobescu? Nici măcar nu s-au dus să execute păia, puțin cât au rămas. Nu s-au dus să ia de la Bercea. Bun. Având în vedere însă ce declarație a făcut domnul Iacobescu, chiar aseară în direct și la, nu, la audiență la maximă, audiență. Așa, consider că este un demers jurnalistic firesc, deontologic, și o spun fără ironie, ca doamna Tulitu, cea la care a ajuns dosarul care a fost luat domnului Iacobescu, să aibă o reacție. Da, mă, deci ca să încerce o explicație mâine cu dispariția cineva din zonă, nu, colega asta noastră, doamna Chimoiu, nu? Și a spus că ea nu a primit probele cu monitorizările, cu filajele, da? A întrebat-o, dar s-au făcut noi afirmații de către domnul Iacobescu. Doamna Naie, n-a primit pozele, dar e procuror dracului, nu e vânzătoare. Și eu, doamne ferește, că vorbesc ai ura de vânzătoare. Nu e analfabetă, e procuror. Și în momentul în care afli de la televizor dracului că s-au făcut niște poze importante într-un dosar și pozele, dosarul a ajuns la tine, dar fără poze, nu te gândești să faci un pic de anchetă, că de-aia ești procuror, să vezi unde sunt pozele? Dar vreau să spun, dar superiorii dumneai, vorbim de niște... Bun, acum vorbeam de Tulitu asta, da? Dar și vreau să vă spun, există un Tulitu, în primul verbal rând, nu e curioasă așa să vadă ce s-a întâmplat cu pozele? Iacobescu a spus un lucru foarte important. Dom'le, eu am făcut un proces verbal. În procesul ăla verbal am scris acolo: am probele astea și cred că se impune arestarea lui Mircea Băsescu. Scrie negru pe alb, spune procurorul Iacobescu. Acest proces verbal ar fi trebuit să stea la baza începerii urmăririi penale, deci arestării, da, dacă se impunea lui Mircea Băsescu. Procurorul spune, de ce credeți că i-au luat dosarul lui Iacobescu? Pentru că înaintase în procedură, pentru că strânsese documentele și pentru că terminase povestea asta cu un proces verbal în care și spunea... propunerea era singurul lucru care nu mai era făcut în această poveste. Ăsta era riscul major. Știi, să se ducă la instanță și să ceară arestarea domnului Mircea Băsescu, absolut, nefiind apărat de niciun aviz, de nici... Bun, și dacă doamna Tulitu, care e purtător de cuvânt, înțeleg, poate nu dorește să facă nicio precizare, nu știu, poate dorește, dar în cazul care nu dorește, nu atunci dorește măcar șoferul doamnei Tulitu. Pentru că deja avem... lucrăm după șoferul ceva, nu? Eu aștept așa, să încurce oamenii ăștia de la STS, de la servicii. Și că președintele României iese din când în când la tablă, la Cotroceni. Mai scoate câte o hartă dintre astea. Eu știu așa, că ar exista vreo două documente dintre astea foarte mari, întinse cam pe vreun metru pe un metru, așa, un metru pe un metru, în niște instituții ale statului, cu o hartă infracțională. Sunt două astfel de documente infracționale. Caracața cum funcționează ea. În mijlocul, iertați-mă, în mijlocul documentului e poza lui Bercea și sunt niște ramificații, așa știu eu care exista. Poate încurcă harta, zic, serviciile lui Băsescu și nu o să vină cu harta cu inundațiile sau cu Temirce, cu... cu STS-ul, cu localizarea. Da, localizarea Temirce lucruri. Poate scoate harta aia într-o zi. Da, și da, Mircea, deci Mircea Băsescu, fratele lui, este pe o crenguță dintre astea, pe o săgeată. Sunt două astfel de documente, din câte știu eu, din câte știu, poate greșesc, poate mă informați greșit sursele mele. Nu, cu siguranță două, sunt, Dana, două, pentru că în orice... Unul este un document care se referă la ramificațiile politice, adică Bercea, mijloc și băieții din politică către care a cotizat Bercea, și al doilea este către băieții din justiție către care a cotizat domnul Bercea. Poate încurcă hărți, poate vine harta greșită și se trezește că explică cum e cu asta. Că... Este logic să fie așa, Dana, pentru că de la cel mai mic nivel în Serviciul Român de Informații se practică și în orice serviciu această chestiune, se numește harta relațională. În momentul în care avem informația publică dată de domnul Maior că s-au dat informații despre Bercea, e clar că informațiile astea au inclus și această hartă relațională. Deci informația există
la președintele României și de văzut și dacă la primul ministru al României, dacă s-au dat, din moment ce era cu mediul politic, aceeași informație. Mai departe, Mihai, ca să-ți răspund la întrebare, acum avem următoarele piste bazate pe ce știm din acest dosar. Îl avem pe Bercea urlând din Dubă, două nume, da? Chiove și Prin, șofer, și trebuie căutat șoferul și am avea explicația acum coroborând cu ce a spus domnul procuror Iacobescu. A spus o direcție judiciară. Păi, direcția asta ar putea să fie așa. Domnul șofer cu o relație mai apropiată sau o relație neapropiată, doamna Covesi, și doar simplu angajat. Știm că de la dumnea ei a plecat la direcția de management operațional din Ministerul de Interne. Declarația dumnealui de avere arată că a provenit de la DGIPI, de la 2 și un sfert. Deține Dana o variantă legată de un om cu părul alb din aceeași zonă de informații. Există o variantă politică pe care o invoca domnul Ciuvică, apropiată Slatinei prin Alro Slatina și de văzut dacă are vreo implicare avocățească în relație cu familia Băsescu, acest domn cu părul alb de data asta din zona asta, și mai trebuie văzut prin cine au ajuns, dacă au ajuns, dacă au vrut să ajungă și la doamna Livia Stanciu, pentru că avem numele spus de Bercea, avem credibilitate pe care o putem acorda lui Bercea, pentru că tot ce au spus până acum cei din familia Angel s-a dovedit a fi adevărat. Și atunci eu cred că trebuie să facem toate demersurile posibile pentru a se ajunge. Pentru că la... Mircea Băsescu l-a spus asta. Mircea Băsescu a băgat numele Chiove și Stanciu. Tocmai. Aici eu cred că este vorba de... foarte posibil că ce mai mult trebuie anchetat, a zis Mircea Băsescu. Dacă vrea cineva să facă că gata, au finalizat dosarul, și lumină în acest caz, eu cred că noi ar trebui să cerem în fiecare zi ca lui Băsică sau care dintre ei susține că mai sunt înregistrări, să-i se dea voie să meargă la acele înregistrări. Pentru că asta cred eu, asta aș face în fiecare zi, aș cere instituțiilor statului să aibă grijă ca acest om să poată să dezvăluie și aceste lucruri. Dacă este împiedicat, în momentul acela instituțiile statului au o problemă toate. Și dacă nu îi se permite, atunci să mergem noi. Asta ar fi... una dintre variante. Ne oprim, a mai apărut un bătrân, dar iară tot așa. Dar e bătrân și ăsta, e bătrân, bătrân. Cine? Ce bătrân? Iară nu aș zice cine e, dar tot așa e și cu politica și cu tot zona asta de, să zicem, ce bătrân, justiție. E bătrân, e asta. E, dar e bătrân, dar e în vigoare, așa, e figuros, așa, săsăit, și cu politice. E săsăit? Nu, nu, ăsta nu-i săsăit. Și avocat? Nu, nu. Și a fost ministru al justiției? Ălălalt era săsăit, ăsta nou nu e săsăit. Ăsta e... A, dar n-a țipat, apropo, zic și eu așa, că dacă spunea doamna Oana Stancu de Chioveși și de Stanciu, nu țipa și de Blaga? Blaga nu-i bătrânel, așa, că nu fi un tinerel. Există o înregistrare în care Bercea spune așa, e sunat de un nene și zice, bă, fă și mie o intrare, cer scuze, bă, din stenogramă, fă și mie o intrare la Fătuloiu. La Fătuloiu, eu am intrare la Blaga, adică, cum la Fătuloiu, eu am intrare la Blaga. Există o bucățică în interceptările astea. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, ce încercăm noi să facem, cred că este un lucru corect, justificat și nu e nevoie să spun mai multe lucruri. Mi se pare de interes public și mi se pare că acest demers de a oferi posibilitatea acelor care vor să spună adevărul, de a investiga, de a face dezvăluiri, este ceva ce jurnaliștii trebuie să facă. Aseară dumneavoastră, într-un număr absolut colosal, v-ați uitat la aceste dezvăluiri. Și vreau să arăt. Pentru că e foarte important din când în când să conștientizăm nu doar cât de ce audiență are Antena 3, ci că unde-s mulți, puterea înnebunește. Îi deranjează foarte tare, îi deranjează în primă instanță toate aceste dezvăluiri, dar îi deranjează uriaș faptul că suntem atât de mulți. Ia să vedem cât de mulți au fost aseară. Ce vedeți dumneavoastră este un grafic de audiență.
Antena 3 și celelalte posturi de televiziune, vedeți că sunt sfertul de oră, 20, 20,17, 19, sunt cifre, nici nu știu cum să, ce să spun despre ele. Iată, Mircea, tu la câte ai intrat? Da, mulți mă întreabă pe Facebook, am pus și audiențele astea, de ce la mine, în tabelele mele, cifrele sunt mult mai mici decât în tabelele tale. Pentru că tu pui cifrele de market share, adică de cotă de piață, da, iar eu pun cifrele de rating. Ele sunt absolut identice. Sigur. Doar că unele sunt cotă de piață, unele sunt rating. Nu mai stăm acum să mai uitați-vă, explicăm. Uite aici ratingul, cota de piață e limpede ce înseamnă. Uite aici cota ratingul de piață. Mai devreme era share-ul. Ia lăsați un pic la share, că vreau să vă arăt ceva. Dați înapoi. Așa. Deci, în moment ce Antena 3 avea 20,1, haideți să ne uităm la celelalte posturi de știri. 3,6, 3,7, 0,5 și așa da, mai departe. Este același lucru pe care l-am mai spus de 100.000 de ori cu aceste argumente strict aritmetice și anume concurenții direcției Antenei 3, pentru că Antena 1 și ProTV nu sunt concurenții directe a Antenei 3, pentru că nu se revendică a fi posturi de știri, ci posturi de divertisment, au altă adresabilitate, altă grilă de programe, alte preocupări. Adică unii sunt cu Nelson Mondial, unul sunt cu Bercea Mondial. Bun. Noi suntem aia cu Bercea Mondialul și deci concurenții direct sunt ăștia, România TV, Realitatea TV, B1 TV și sfârșit, Digi24 ăsta. Și dacă însumăm toate posturile concurente, obținem mai puțin decât Antena 3. Deci, față de concurenții seara direct... Au fost chiar puțin, dar jumătate au fost. Sigur, jumătate. Exact. Și atunci revine această întrebare perfect legitimă, logică, cetățenească, deontologică, ziceți-i cum vreți, deci este o perfect justificată din toate punctele de vedere și anume, din ce bani trăiesc posturile astea? Din ce bani? Că noi ne descurcăm la audiențele astea, dar ne descurcăm. Apropo de astăzi, americani, ne descurcăm. Mai ceva din apropo, două, apropo de, din ce trăiesc, apropo din ce de americani. Au mai rămas din la 2 milioane că ceva și le mai dat și ăsta. În interviul ăla spunea domnul Bucer că există o parte din presă care sprijină corupția. Eu cred că ăștia de care vorbiți probabil dumneavoastră trăiesc din corupție. Probabil că la ei se referă. Adică banii vin din corupție și la ăștia se referea și reprezentantul Departamentului de Stat de la ambasada probabil de aici, că la ei se referă. Că ăștia care trăiesc din corupție sprijină sigur corupția. Deci B1, realitatea deci, asta, practic, probabil că la ei lună de lună și au lefurile. Întrebare, din ce? Da. Noi la audiențele astea încasăm bani din publicitate. Ne descurcăm, adică supraviețuim, doar nu credeți că în regimul Băsescu de 10 ani ne-a dat altcineva bani decât piața asta, economică. Deci piața de publicitate, până la urmă. Întrebarea este, din ce bani trăiesc ăștia? În fiecare lună, cineva, sau mai mulți cineva, vin și dau bani... Cu gentuțe, cu... Nu știu cu ce, habar n-am. Dar cineva le dă lefurile ăstora. Din ce bani? Ne oprim aici în seara asta, dar nu ne oprim aici cu acest subiect și cu dezvăluirile. Mâine seară vom continua, ne vom revedea la sinteza zilei începând cu 21 și 30 de minute, dar sunt convins că veți urmări celelalte programe în timpul zilei. O țin la curent cu tot ce este important. E important totuși pentru noi așa ca demnitate națională sau individuală să nu lăsăm această mizerie să atârne pe chipurile acestui popor doar pentru faptul că nu suntem în stare să ne spălăm. E un moment în care trebuie să facem și curățenie. Pe mâine seara, noapte bună! Ieși afară, javră ordinară. Ființă extraordinară, vreau să spun. Ieși afară.